Bună seara, bună seara! Sperăm că toate merg. O să facem imediat și un scurt test. Intrăm cu ecranul nostru, cu test cardul, cum v-am obișnuit. După care, la ora 17, vom intra în transmisiune directă. Vă mulțumim pentru faptul că sunteți aici și că ne urmăriți. Și să sperăm că totul o să fie pe măsura așteptărilor dumneavoastră. Și acum, testele de emisie. Vă mulțumim și vă așteptăm la cel de la ora 5.
Thank you.
Noile tehnologii în educație și formare. Iată o temă de stringentă actualitate. Universul noilor tehnologii e mereu în schimbare. Apar în fiecare zi aplicații noi, se eficientizează și se actualizează cele clasice. După o vacanță binevenită, va trebui să fim pregătiți pentru noul an școlar și din această perspectivă, a unei integrări prietenoase a programelor și instrumentelor de lucru online în activitatea noastră didactică. Tocmai de aceea, pe 6 și 7 septembrie 2021 după amiaza, vă invităm la cursul de formare derulat sub formă de webinar și intitulat Sisteme de gestionare electronică a învățării. Noi competențe pentru predarea online și folosirea judicioasă a noilor tehnologii în procesul didactic. Vă vom călăuzi către atingerea următoarelor obiective: cunoașterea și utilizarea de noi sisteme electronice de management al învățării, folosirea unor aplicații noi pentru desktop și smartphone cu scop didactic, integrabile în sistemele deja cunoscute, organizarea clasei virtuale, managementul electronic al instituției școlare, gestionarea relației dintre școală, elevi și părinți prin intermediul sincronizării
sincronizării aplicațiilor mobile cu cele pentru desktop, folosirea eficientă a sistemelor de teleconferință. Și, nu în ultimul rând, vom încerca să umanizăm această relație complicată cu noile tehnologii în sistemul de educație. Formularul de înscriere se află pe linkul alăturat și poate fi completat doar până la 1 septembrie 2021. Detalii aflați pe site-urile noastre e-evaluare.ro și ccdevastui.ro. Vă așteptăm! Afară-i toamnă, frunza împrăștiată, iar vântul zvârle în geamuri grele picuri. Și tu citești scrisori din roase plicuri și într-un ceas gândești la viața toată. Pierzându-ți timpul tău cu dulci și nimicuri, n-ai vrea ca nimeni ușa ta să bată, dar și mai bine-i când afară-i zloată să stai visând la foc de somn să picuri. Și eu astfel mă uit din jeț de gânduri, visez la basmul vechi al zânei d'ochii, în jur îmi ceața crește rânduri, rânduri, deodată aud foșnirea unei rochii, un moale pas abia atins de scânduri. Bună seara! Bună ziua! După cum am spus mai devreme în chat-ul cu care este dotată transmisiunea noastră directă, este greu să te decizi la vreme de toamnă dacă la ora 5 spui bună ziua sau bună seara. Dacă te afli încă în sfârșit de zi sau în început de seară. Suntem așadar într-o perioadă de tranziție, într-o perioadă în care ne pregătim de noul an școlar. Și bineînțeles că toamna înseamnă melancolie. Pentru mine toamna înseamnă, iată, reîntâlnirea cu Mihai Eminescu pe care v-am propus-o așa ca să vă picur un strop de melancolie în suflete, să nu devenim chiar cyborgi, profesorii aceia electronici desăvârșiți pe care poate lumea viitorului ar vrea să-i configureze. Deși despre asta ar cam fi vorba în webinarele noastre, mi-am propus întotdeauna să umanizăm noile tehnologii, să le prezentăm astfel încât noi să rămânem oameni și să fim în continuare cu zâmbetul pe buze și să avem sufletul împăcat că facem ceea ce trebuie, dar fără a ne transforma în niște roboți. Foarte iscusit autor de aforisme, spunea ce vremuri trăim. Computerele scriu cărți și probabil alte computere au învățat să le citească. Iată, acesta este semnul sub care vreau să ne debutăm, să începem aceste webinare pe care vi le propunem. Asociația Culturală Europeană, invers, ca să păstrez așezarea în scenă, Asociația Culturală Europeană este organizatorul acestor webinare într-un proiect World Vision. World Vision este o organizație care se ocupă de formarea profesorilor și are grijă ca profesorii și elevii din comunitățile mai sărace, dezavantajate, să aibă un acces egal la educație. Datorită lor vom reuși să ne întâlnim și cu profesorii din zone defavorizate ale județului Vaslui și, bineînțeles, așa cum vedeți în panoul din spatele meu, Casa Corpului Didactic Vaslui, partenerul nostru tradițional și de nădejde, în toate demersurile de formare pe care vi le propunem, începând cu anul 2020, dar Asociația Culturală Europeană colaborează cu Casa Corpului Didactic Vaslui de la înființare din anul 2005, așadar de 16 ani glorioși, aș putea să le spun. Îmi pare bine că ne strângem,
Îmi pare bine că recunosc printre numele pe care le văd acum pe ecran, nume cu care aș putea să spun că m-am familiarizat de acum, înseamnă că avem deja un public fidelizat, ca să spun astfel, un public de oameni care ne așteaptă de fiecare dată să le livrăm noutățile pe care le-am mai descoperit în domeniu și care cu drag probabil ne și iartă uneori stângăciile sau, eu știu, hiatusurile tehnice, care sper totuși să nu apară în seara aceasta. În seara asta avem mai multă tehnică conectată decât de obicei. M-am văzut cu o parte dintre dumneavoastră pe 2 și 3 septembrie la webinarele de management de risc și credeți-mă, cu tot ceea ce am predat atunci, mi-am luat absolut toate măsurile de precauție ca, așa cum vă povesteam la managementul riscului, să atenuez orice posibilitate de producerea unui risc major, dar pe acolo, pe undeva, rămâne riscul rezidual de care ne temem cumva. Este bine pentru că infuzează acea adrenalină pe care trebuie să o posedăm pentru a ne anima și pentru a putea duce demersul nostru la bun sfârșit. Așa cum vedeți pe ecran, nu sunt singur în demersul formativ pe care vi-l propun. Este alături de mine din partea unei organizații private care dezvoltă un produs foarte bun. Este vorba de Kinderpedia. Florin Vișan, specialist în domeniu, specialist de marketing și în același timp promotor al Kinderpedia, și îl rog să se conecteze și să vă adreseze și el un salut. Bine ai venit, Florin, alături de noi. Bună seara, Alexandru. Mulțumesc de invitație. Bună seara tuturor. Între timp, eu am să vă rog să-mi confirmați că ne auziți și ne vedeți și ne înțelegeți. Acolo în chat, eu mă mai uit din când în când cu coada ochiului, deși, vă zic sincer, nu prea am vreme să citesc toate mesajele, văd că sunteți din ce în ce mai numeroși și deocamdată citesc mesaje de salut. Așadar, ne vedeți, ne auziți. Un feedback din când în când aș vrea să-l obținem. Și pentru că m-a inspirat foarte mult acest debut de toamnă poetic, aș vrea să continuăm, dar puțin într-un ritm mai alert, dacă se poate, cu niște versuri așa de Nicolae Labiș, care spunea: noi pentru viitor ne pregătim și îl populăm pe solul fericirii cu brațele încordate, să-l săpăm și să-l udăm cu ploile gândirii, într-o poezie foarte frumoasă care se cheamă Viitorul și pe care nu pot să nu vă spun acum la început de webinar, mai ales că printre noi sunt foarte mulți suceveni care probabil se simt acum foarte mândri că l-am readus în atenție pe unul din poeții locului, mare poet român, bineînțeles. Și voiam să încep așa, să pui, mă scuzați, într-o notă, că de început am început, nu pot să încep tot timpul, mai trebuie să mai și continuăm ceea ce demarăm. Într-o notă mai melancolică, în care am încercat și în webinarul de noi de management pe care l-am avut și care a precedat acest webinar de noi tehnologii, dar pentru că nu avem chiar aceiași spectatori, țin să le arăt această minune care se întâmpla în România
anului 1939-1940. Câți ani sunt de atunci, de la acel an școlar? Iată, avem aici o matriculă care ne arată totuși cât de complex era învățământul românesc, cum se punea problema evaluării, pentru că evaluarea va fi în centrul preocupărilor noastre de astăzi și în afara noilor tehnologii o să vă picur, așa cum Eminescu picura versuri de toamnă, eu o să încerc să vă picur ideile evaluării și o paralelă poate între evaluarea clasică și evaluarea modernă. În același timp o să vă aduc aminte celor care ați aflat, celor care n-ați aflat încă, o să vă spun pentru prima dată că acum 3 ani am deschis un nou teren de cercetare științifică, cel al arheologiei didactice, fondând la Vaslui Simpozionul Național de Arheologie Didactică, la care am pus în jurul aceleași mese rotunde cadre universitare de la cele mai mari universități din România, din Republica Moldova și profesori de liceu alături de prestigioși literați și specialiști în noi tehnologii, am încercat să unificăm așa o viziune prin care să fim de acord că uneori s-a trecut prea repede peste metode, procedee, proceduri și manuale ale trecutului, care ar trebui readuse prin efortul acesta al domeniului de cercetare, care este arheologia didactică, ar trebui readuse în prim planul preocupărilor noastre și de ce să nu extragem din trecutul apropiat sau mai îndepărtat ceea ce a fost bun în pedagogie, în didactică. Și în acest scop am fondat și Revista Română de Arheologie Didactică, o revistă care a apărut până acum într-un număr. Avem numărul 2 în pregătire și numărul 3 va veni odată cu ediția a 3-a a Simpozionului Român de Arheologie Didactică, simpozion internațional pe care o să vi-l propun în vremea următoare și de care o să vă anunț acum, pentru că avem și adresele dumneavoastră de mail, o să ne întâlnim și pe toate aceste campusuri virtuale și platforme și elemente pe care o să vi le prezentăm astăzi și mâine. Așadar, o să ținem legătura și o să vă aduc la cunoștință perioada de desfășurare și contribuțiile, bineînțeles, dacă o să doriți să le aduceți la numărul al treilea al Revistei Române de Arheologie Didactică, cu dragă inimă vă voi aștepta și vi le voi recepționa, le vom publica și apoi o să vedem ce lucruri bune din trecut putem să aducem în prezent și putem să valorificăm ca să avem o bază pentru viitor. Bine, ne bucurăm și noi că ne regăsim, ne bucurăm de regăsirea aceasta. Iată, avem mesaje foarte frumoase din partea publicului nostru, din partea cursanților, o să vă spun cursanți, sunteți cursanți astăzi cu toții. Și ne uităm puțin înainte de a vorbi cu Florin. O să ne uităm foarte sumar pe această matriculă, numărul 17, a elevei Drăghici Felicia, născută în anul 1925, deci care avea 14 ani la acea dată. Și iată cum se făceau aprecierile și iată ce reținea școala ca să aibă un tablou al elevului cât mai complet. Indicațiuni asupra mediului social și stării fizice, starea socială și materială a părinților, dacă copilul este îngrijit în familie, al câtelea copil este, câți copii trăiesc, câți nu, dacă locuința este igienică, câte camere sunt, câte persoane dorm în același pat chiar. Vedeți, un detaliu foarte, foarte important pentru pedagogii epocii. Examenul antropometric, după care examenul medical, care aici încă nu este, nu a mai apucat din cauza războiului să mai fie
să mai fie completat, pentru că medicul din acea localitate, și atenție, nu avem de-a face cu o școală de oraș, ci cu o școală dintr-o comună din județul de atunci, Făgăraș. Da? Așadar, iată, cadre foarte calificate și foarte atente și într-o școală rurală, care știau foarte bine să-și evalueze, să-și aprecieze, aveau un ochi format asupra elevului ca să-l poată direcționa corect, ca să-l poată orienta profesional, școlar. Iată cum preocupările de predilecție ale acestei eleve, Felicia Drăghici, erau lecturile de orice fel, talentele pe care profesorii le remarcaseră, erau literare și științifice. Ar fi, uitați către ce profesii putea fi orientată: lucrător, comerciant, cultivator, artist, preot sau, pentru fete, misionari. Vedeți că există și o discriminare pozitivă în sensul acesta. Pentru gospodărie, dacă există aptitudini pentru liceul teoretic, și iată că aptitudinile sunt judecate de foarte bune, ce profesiune dorește elevul? Ei, aici apare o contradicție între a fi învățătoare, ceea ce își dorea această fetiță, și dorința părinților de a fi pur și simplu o bună gospodină acasă și în sat. Da? După care, îndrumarea educatorului către profesii precum cele teoretice, cât și practice, se spune acolo cu precauție, aș putea să spun. Și după care, o evaluare completă a elevului, aș putea spune, așa cum nu se mai face astăzi, sau se face în instituții separate, nu se mai cunoaște pe deplin, dar iată câți parametri erau folosiți în cunoașterea mai bună și în aprecierea corectă a elevului. Deci se apreciau intelectul, temperamentul, personalitatea și caracterul. Și iată câți parametri, câte funcțiuni după limba epocii și caracteristici psihice. La intelect, inteligența, atenția, memoria, imaginația, care puteau să fie foarte slabe, mijlocii, care puteau să fie bune sau foarte bune. Și iată cum exista și o corelare și o grilă care apărea. O să vedem mai acuși la evaluări, când o să trecem prin teoria, prin o scurtă teoria evaluării, cum acești educatori de la începutul secolului 20 erau de fapt mai moderni decât suntem noi în evaluarea elevilor. Apoi la temperament, felul de a reacționa, sensibilitatea, puterea de muncă, sârguința, voioșia. Ei, unde se mai evaluează voioșia în ziua de astăzi? Apoi, la personalitate și caracter, erau urmărite faptul de a fi neinfluențabil, sociabilitatea, camaraderia, onestitatea, bunătatea, simțul dreptății, spiritul de conducător sau de subordonat, atenție, și dacă este normal sau anormal sufletește. După care urmau materiile de la situațiunea școlară și vedem niște materii foarte chipzuit alese pentru școală, pentru o clasă de a 8-a, ne gândim, da, că ar fi acum. Deci anatomie, igienă, deprinderi igienice, geografie, științe naturale, fizico-chimice, matematica, dar și lucrul de mână, practica, istoria, limba română, lecturile, cântatul, bineînțeles muzica, desenul, cum se spunea în epocă la desen, artă grafică și educație, cum îi mai zicem noi acum, așa, scriere frumoasă sau caligrafie, datoriile omului și cetățeanului ca un fel de constituție, da? Religia, purtarea, frecventarea. La final se nota dacă eleva era sau nu absolventă,
și a câta fusese între câți elevi. Și avem de-a face chiar cu laureata clasei, cu purtătoarea de coroniță și de premiu întâi. Da, vi se pare că sistemul românesc de învățământ chiar trebuie stresat în permanență cu reforme? Mie mi se pare că cea mai bună reformă ar fi o privire profundă aruncată înapoi acolo unde am avut lucruri bune, manuale bune, experiențe bune. Iată ce fișă v-am arătat, o fișă care făcea parte la sfârșitul anului școlar dintr-un registru matricol și care câtă informație putea să înmagazineze referitoare la un elev și cât de mult cumva solicita exact ceea ce trebuie din atenția pedagogului pentru a configura o imagine, pentru a da o mână de ajutor și pentru a îi asigura elevului respectiv reușita. Ce lucruri frumoase! Bun, am zis că este o foarte nimerită introducere pe care pot să vă realizez în această seară la tema noastră, ca să nu vi se pare, să nu vă obosesc din prima cu noi tehnologii, cu programe și cu instrumente electronice, vine și rândul lor. Sper să vă creez așa un cadru armonios în care noile tehnologii să nu mai fie o stridență și să le acceptați cu voioșia. Voioșia este un lucru pe care... Nu, un concept, de fapt, ce lucru, un concept pe care pedagogii anilor 40 le evaluau la copii și, bineînțeles, că știau să și le evalueze, să și autoevalueze și să le evalueze colegilor. Florine, ești voios? Să te întreb acum, hai că te-am lăsat cu logoreia mea, te-am lăsat deoparte cam mult. Ești voios? Sunt foarte voios, dar să știi că am văzut așa un pic o parte din Kinderpedia pe acolo, la cât de dezvoltată era foaia matriculă, cam așa e și Kinderpedia pe acolo prin spate. Și zic, uite măi, se pare că nu e de ieri de azi, e de ceva timp. Dar da, ce ați mai făcut voi? Noi nu ne-am mai văzut așa pe webinar de Kinderpedia cam de aproximativ 6 luni sau chiar mai mult. Aproape 7 luni de zile. Ei, să spunem că 7 luni de zile se cam termină gestația la un elefant. Voi ce ați mai produs acolo? Sigur nu mai sunteți la aceeași versiune și sigur s-au întâmplat lucruri bune pentru utilizatori. Hai să le... Eu cred că în seara aceasta, în afară de câțiva invitați pe care i-am recunoscut eu și care sigur știu despre Kinderpedia și își amintesc despre prima noastră colaborare în acest sens al webinarelor comune, sunt destui care nu au auzit de Kinderpedia, nici nu știu măcar adresa. Ce e Kinderpedia și din ce țară a mai aterizat și această Kinderpedia? Ia spune-ne tu acum. Dacă... Știi ce aș vrea să te rog foarte mult? Dăm un pic acces să dau un share screen, pentru că de obicei la noi pe site totul este deschis. Ghiși ce? Share screen-ul este deja activat pentru toți invitații din seara asta și cum invitat ești doar tu ai share screen-ul la îndemână. Folosește-l cu încredere. Te rog să-mi spui dacă se vede ecranul meu. Da, foarte bine se vede și îi rog totodată la aceste mici... La aceste mici întrebări de verificare, dacă totul funcționează, dacă se aude, dacă se înțelege, dacă nu știu ce, vă rog frumos, folosiți cu încredere chatul din partea dreaptă a ecranului de transmisie din YouTube pentru a ne confirma. Așadar, l-auziți pe Florin? Vedeți ecranul? Totul este în parametrii acceptabili? Vă rog frumos să răspundeți. Florine, ai cuvântul. Mulțumesc tare mult, Alexandru. Ideea este că aș vrea să spun, cum am spus și data trecută, pe lângă toate funcționalitățile care le-am dezvoltat în toată această perioadă
de 7 luni până în momentul de față, vreau să mai transmit ideea aceea de Kinderpedia, că nu este efectiv un instrument online pe care îl folosești doar într-o perioadă de pandemie și treci peste un moment mai dificil. Ai de-a face mai departe cu o soluție care devine, de fapt, o extensie a activității tale de instituție, de organizație în sine ca învățământ cu educatori, cu profesori, cu clase, cu grupe, cu tot. Deci devine o extensie a ceea ce faci în viața de zi cu zi. Într-adevăr, la Kinderpedia sunt eliminate complet ideea de pix și foaie, ceea ce îți automatizează și îți conectează toate pârghile să funcționeze ca un organism. De aceea am și cerut să mă dai posibilitatea asta de share screen. Ceea ce vezi pe ecran este versiunea mai veche a aplicației de mobil, pentru că noi avem două aplicații, Kinderpedia pentru profesori și pentru manager, cu fundal MOV, și mai avem și aplicația Kinderpedia pentru educatori, pentru părinți și copii. Acestea fiind diferite, deoarece pe aplicația de părinte-copil este mai degrabă o parte informativă. Ești informat în ceea ce privește partea de calendar de activitate care ți este pus la clasa sau la clasele la care ești. În cazul în care vrei să ai o comunicare cu profesorii tăi sau cu directorul sau cu cineva din instituție, ai o legătură direct și toată comunicarea ta ca elev sau ca părinte rămâne complet privată și nimeni altcineva nu poate să-ți vadă conversația ta privată. Mai ai și alte activități precum chestionare, dacă vrei să primești răspunsuri sau să oferi răspunsuri atunci când îți puse la dispoziție direct din aplicația de mobil, evenimente, cum ar fi de la ziua de naștere, poți să știi inclusiv ziua de naștere a colegilor tăi, cât și zile de naștere care poți să le faci la școală și orice tip de eveniment care ai vrea să-l ai pus de la instituție sau să-ți fie pus, să zicem, de profesorul tău. Pe lângă asta, o să-ți opresc puțin șuvoiul de vorbe pentru că simt nevoia unei recapitulări și pentru acele persoane, aceia dintre noi care, să spunem, sunt mai puțin familiarizați cu acest tip de LMS, acest tip de platformă pe care voi îl propuneți, să facem cuvenitele precizări ca să-și fixeze toată lumea niște idei. Așadar, Kinderpedia este un produs românesc. Este un produs românesc, totuși cu vocație universală. Înseamnă că el se adresează prin interfața sa nu numai publicului din România, ci și celor din străinătate. Așadar, poate fi accesată platforma voastră și se poate să-și facă un cont și așa mai departe. Și cineva care are, să spunem, o clasă sau o școală în Germania, în Franța, oriunde pe teritoriul Uniunii Europene sau oriunde în lumea asta, să spunem. Asta ar fi pe de-o parte. Aveți versiunea pentru calculator, adică pentru desktop sau pentru laptop, ceea ce vedem noi acum pe ecran. De asemenea, cele două aplicații de care spuneai pentru telefon, o aplicație destinată strict profesorului sau directorului sau administratorului de școală, în fine, deci cadrului didactic, cu alte cuvinte, și iată, acum, cu foarte mare amabilitate, ne faci un share screen sau un partaj de ecran. Am făcut deja un partaj, da. La ceea ce înseamnă aplicațiile voastre și cum arată ele, să vedem și cele două simboluri, iconurile, așa zise, iconuri, caut, totuși o traducere în română la toate nebuniile astea de termeni. Și după aceasta există și o aplicație, deci două aplicații de mobil, o aplicație Kinderpedia profesor și o aplicație Kinderpedia elev sau părinți. Da, dacă am înțeles eu corect și cred că am înțeles bine. Da? Ai înțeles foarte bine. Te las în continuare pe prezentarea ta. Mulțumesc!
Cu mare drag, mulțumesc și eu. Dacă se vede și telefonul meu, te rog să-mi Da, confirm. da, da, se vede, se vede. Ok, pe telefonul meu o să vezi în stânga deja aplicația de mobil care este cu fundal alb, ceea ce vorbeam pentru elev sau părinte, pentru că la noi în sine partea de comunicare nu se realizează doar între profesor și elev, se realizează între instituție și elev și atunci toți profesorii de la grupa respectivă, de la clasa respectivă, pot vedea comunicarea pe linia de comunicare cu familia respectivă. Și familia respectivă poate comunica în parte cu fiecare educator, cu fiecare profesor, cu linia de management. Deci există o interconectare familială între instituție și familie, instituția familiei, să zicem așa. Pentru că în Kinderpedia poți să inviți atât mama și ulterior să-și invite restul de membrilor de familie, cum ar fi tatăl, frate, bunic, bunică, poate și bonă, de ce nu, pentru că toți pot avea legătură cu copilul respectiv și se pot ocupa de activitatea lui didactică, să fie în strânsă legătură cu instituția. Într-adevăr, avem versiunea de desktop, se accesează de pe site-ul kinderpedia.co. Este versiunea care este mai mult accesată de către profesori atunci când vor să pună o notă, vor să aibă un pic imagine mai ansamblu decât varianta rapidă de pe telefon. Aici la fel putem accesa și contul de manager, ceea ce înseamnă că vom vedea toate funcționalitățile Kinderpedia care se dezvoltă de la lună la lună. Și am să intru un pic în ea ca să și vezi cum arată, dar înainte de asta, da, ai dreptate. Kinderpedia nu este un produs local, Kinderpedia vine din România, avem dezvoltatorii și fondatorii din România, avem investitori din mai multe părți, inclusiv din Elveția, dar am intrat pe piețele globale și un exemplu l-am văzut direct aici, cei de la Maple Beer, ei sunt pe glob, au parteneria cu noi, sunt mai multe firme care deja pe glob au început să colaboreze cu Kinderpedia. Am văzut și Universitatea Politehnică printre partenerii voștri, adică beneficiari. Aici sunt, este o panoplie a beneficiarilor pe care îi aveți. Foarte frumos. Într-adevăr, aici o să vezi extrem de puține informații. N-am vrut să punem la dispoziție chiar tot, încât n-am mai avea timp să arătăm tot ceea ce este disponibil. Dar hai să-ți arăt totuși versiunea de manager, pentru că s-au dezvoltat foarte multe funcționalități. Noi avem un plan foarte mare, toate dezvoltările care au ajuns să fie puse în practică și care sunt pe linia noastră de dezvoltare, este luată direct din piață, adică profesori, părinți, educatori, copii, cât și manager, ne transmit pe linia noastră de suport. În fiecare zi primim solicitări, primim dificultăți, primim situații pe piață care sunt anunțate de pe zi pe alta și rolul nostru este de a ne adapta în timp real, de a le răspunde la nevoi și de acolo să și dezvoltăm. În spatele acestei platforme există o echipă de 25 de programatori care se ocupă ca această platformă să dezvolte lună la lună toate nevoile pieții, nu numai din România, cât și pentru celelalte piețe. Ce aș vrea să-ți arăt eu în seara aceasta, dacă ești de acord, aș vrea să-ți arăt o parte din funcționalități care personal mie mi se pare extrem de bune pentru o instituție de învățământ, indiferent că este privată sau de stat. Una din ele și ce am descoperit noi de-a lungul timpului este că sunt multe instituții care au mai multe sedii și atunci e destul de dificil să poți să administrezi mai multe sedii din mai multe locații, așa că am gândit ideea de a face un management al locațiilor și efectiv poți să te muți de pe o instituție pe alta. Fiecare instituție are propria ei organizare exact ca în viața reală, de la educatori, profesori, copii înregistrați, calendarul de activități, dacă vorbim de ceva linie de facturare la fel sincronizată, tot ce înseamnă teme, documente, poze. Așadar, ca să intervin eu puțin, să punctez, dacă o școală are trei sedii, să spunem, un sediu pentru grădiniță, un sediu pentru școala primară și un sediu pentru gimnaziu, fiecare sediu, bineînțeles că are administrarea lui separată, pentru că, da, reprezintă în viața reală o clădire
în care sunt anumite cadre didactice, copii de anumite vârste, personal de întreținere special și așa mai departe, asistent medical și nu știu fiecare ce are acolo. Ei, același lucru se regăsește la voi în Kinderpedia, pentru instituția respectivă, existând de fapt trei subdiviziuni, da? Corespunzătoare fiecărei clădiri din viața reală, da? Da, într-adevăr, așa este. Nu ai nevoie să ai trei date de logare pentru asta, este de ajuns o singură adresă de e-mail. Și de aici poți, de la locație nouă... L-aveți și pe George Clooney, gata, l-am văzut. Este un cont de prezentare și atunci doar cu actori avem. Da, cred că atrage atenția în felul ăsta. Da. Deci aici poți să adaugi câte sedii vrei tu, efectiv îl treci dacă este un sediu principal sau nu, îi completezi aceste date și devine disponibilă inclusiv cu adresa de locație, cum am aici. Pe acest cont de prezentare am două instituții. În momentul de față sunt pe un cont de școală și am și un cont de grădiniță. Mi-a dat această bifă cu verde, ceea ce înseamnă pe cont de școală am aici clasele, le-am trecut în engleză să pară mai drăguț, aici am și copii înregistrați și numărul de profesori, avem frumos și tot personalul aici, atât personalul administrativ cât și partea de educatori, cu tot cu rolurile fiecărui în parte și acces compartimentat pentru fiecare în parte, ca fiecare să-și facă treaba lui și nu a altuia. Cine configurează aceste roluri? Cine se ocupă de această etapă? Etapa de configurare a rolurilor este întotdeauna atribuită personalului administrativ, în partea de management sau o persoană responsabilă, pentru că înțeleg foarte bine toate particularitățile din spate și cunosc toată organigrama lor și normal când te înscrii pe Kinderpedia ai doar aceste două funcții, de manager și educator. Restul de deci funcții eu dacă îmi fac acum cont, să zicem așa, sunt un profesor din publicul nostru de astăzi. Da. Pot să-mi fac cont pe Kinderpedia? Dar cum să nu? Avem trei tipuri de cont. Sigur. Ai cont de elev cu părinte, ai cont de profesor educator și ai cont de instituție tip manager. Cont de instituție. Aici voiam să te... Sunt un profesor sau un învățător sau un educator dintr-o instituție care nu a mai auzit de Kinderpedia și în consecință nu are cont pe Kinderpedia. Pot eu, profesor, eu cu ce instituție mă asociez dacă îmi fac contul acum? De unde îmi găsesc eu instituția? Aveți vreo bază de date sau cum se face? În cazul, să luăm așa pe rând, deci în cazul în care ești un profesor și instituția ta nu are cont pe Kinderpedia, efectiv că n-ai cum să fii asociat direct nefiind existentă, în schimb te poți înscrie direct ca profesor educator cu contul tău și atunci vei avea propriile date de logare și nu trebuie neapărat să fii asociat unei instituții, poți să-ți faci propriile grupe și automat lucrezi precum un PFA, persoană fizică autorizată, deci ai această opțiune. Înțeles, adică dacă eu vreau numai pentru clasele mele, să spunem că deocamdată școala nu este decisă să implementeze sau n-a auzit, încă nu știe exact ce înseamnă Kinderpedia și eu vreau să experimentez pentru a recomanda mai departe Kinderpedia celorlalți. Vreau să experimentez și să văd despre ce este vorba, să mă lămuresc eu ca să știu cum să le prezint și să văd eu cu ochii mei cum funcționează toată treaba. Și atunci eu pot să-mi fac cont și pot să introduc elevii și clasele mele fără a fi neapărat asociat la o instituție. Dar pot să creez cont și instituției mele? Da, asta vreau să zic. În cazul în care, deci ai posibilitatea de a crea trei tipuri de cont. Deci contul de profesor separat de instituție în care poți să ai copiii tăi să-ți bază, să ai propriile tale grupe, contul în sine de familie, acela de părinte-copil și contul de instituție. Poți și ca profesor să-ți creezi un cont de instituție și să testezi platforma Kinderpedia, nu e niciun fel de problemă, că ai o perioadă de trial, deci îți permite o perioadă de a te juca pe platformă și a descoperi, însă există o diferență. În momentul în care intri pe un cont de,
de profesor și nu de manager, automat că o foarte mare parte din funcționalități îți dispar, deoarece ca profesor nu ai treabă cu linia de management. Dacă ai o grădiniță cu program prelungit și acolo ai și niște costuri pentru părinți și colectezi, nu-ți trebuie linia de facturare, că nu te ocupi tu să încasezi acele plăți, să ai un sistem centralizat automat. Poate nu ai nevoie nici de linia de rapoarte de prezență, pentru că pe tine te-ar interesa mai mult calendarul, sau poate în același timp nici nu te interesează dacă ești, de exemplu, la o grădiniță să stai să planifici tu meniul cu mese. Și atunci o foarte mare parte din funcționalități ele se reduc pentru că nu sunt gândite să fie foarte mult folosite de către profesori. Spre exemplu, ar fi campaniile publicitare tip newsletter. Este folosit mult mai mult de instituție decât de un educator sau de un profesor în activitatea lui la școală, pentru că are particularități direct de business și de promovare. Dar ai această posibilitate în momentul în care intri pe Kinderpedia și apeși și butonul de înregistrează, cum îți trece adresa de e-mail și parola, pe mine o să mă ducă pe contul de prezentare, îți poți selecta tipul de cont și atunci, dacă vrei să testezi, vei alege partea de instituție, vei completa câteva detalii standard. Nu are rost să-ți arăt acum, pentru că e oricum destul de ușor. Da. Deci e rapidă modalitatea de creare a contului. Sunt date simple. Pot să spun din prima, e de ajuns să ai un număr de telefon, o adresă de e-mail, să știi cum te cheamă și care este instituția. Dacă vrei să mai pui și un oraș și o adresă, ok. Deci cam astea sunt informațiile pentru a-ți înregistra un cont de instituție și să testezi funcționalitățile. Într-adevăr, una din lucrurile care o să fie destul de greu pentru persoanele care intră în Kinderpedia și vor să testeze platforma este că ca să poți să-ți dai seama de funcționalitățile ei, trebuie chiar să te joci pe ea și să o populezi cu date. Că altfel nu prea poți să vezi beneficiile din spate. Simplitatea ei ca funcționare în activitatea ta, modul în care îți reduce semnificativ o foarte mare parte din timpul tău petrecut pentru activități care pot fi automatizate și să fie cât mai ușor de folosit, să nu fie greoaie. De asta și zic că este important să-ți populezi cu data. Altfel o să-ți prinzi un piculeț urechile, indiferent cât de ușor este să te joci pe o platformă și indiferent cât de intuitivă, nu vei descoperi toate beneficiile, vei întâmpina un pic de dificultăți. Dar pentru asta poți apela la ajutorul nostru sau poți efectiv să intri la librăria de tutoriale. Aici vei descoperi, dacă selectezi în limba română, că avem tutorialele înregistrate cu tot ce înseamnă fiecare modul din Kinderpedia. Adică dacă te interesează să vezi cum funcționează Kinderpedia în cel mai mic detaliu, sunt 4 webinarii înregistrate cu întrebări pe fundal care îți răspund la întrebări. Uite, un exemplu ar fi cum adaug note pentru elevi, versiunea de web și versiunea de mobil. Sau dacă vreau să pun un meniu săptămânal, cum se face pentru școlile primare și pentru grădiniță. Sau să zicem, domnule, eu n-am lucrat cu modulul de evenimente, dar aș vrea să văd cum funcționează. Și automat că voi selecta direct acolo și voi învăța. Deci mi se pune la dispoziție acest aspect înainte de a mă chinui singur. Deci e cumva foarte bine pus la punct și e pusă la punct partea asta de autoformare la voi. Sau, în fine, cumva să ai acces rapid la informație în momentul în care ai întâmpinat o greutate sau vrei să știi mai multe sau așa, găsești informația în limba română foarte rapid. Da. Am văzut acele bulinuțe pe care le avea playerul și pe care dacă treceai cu mouse-ul, apărea subtitlul capitolului respectiv. Și puteai să ai, exact. Deci la minutul cu tare găseai orarul, activități, cum exemplifici tu. Da. Deci și aici o să poți să vezi inclusiv pe această filmare, că este colegul meu Daniel, care efectiv, el arată și telefonul și varianta de web și în timp ce el lucrează, te învață pas cu pas cum să-ți faci efectiv activitatea. În limba română, desigur,
Și să nu zic, pe lângă partea asta de lecții, webinarii și așa mai departe, mai un lucru care mie personal îmi place, eu numesc un Google al Kinderpedia, pentru că efectiv aici este motorul de căutare din Kinderpedia și vei vedea că o mare parte din dificultățile care le întâmpin, ele au fost preîntâmpinate de mai multe ori și colegii noștri de la suport deja le-au introdus aici. După cum puteți vedea, avem 62 de articole la tutoriale înregistrate pentru cadre didactice și manageri și doar dacă intri în ea sau dacă scrii un cuvânt, efectiv îți arată, uite, cum încrezi un cont de profesor? Pentru că tu mă întrebai, dacă îi dai click pe ea, o să vezi că îți arată pas cu pas într-un minut și 54 de secunde cum să faci acest lucru pe Kinderpedia. Deci, da, așadar, vă pregătiți cu alte cuvinte să-i detronați pe giganții web-ului și să instituiți Googlepedia în loc de, sau Kinder Google, da, ca să înlocuiți. Da. Dar uite, am să-ți dau un exemplu. De fapt, spune-mi, te rog frumos, cam dacă ar fi ceva ce ai vrea să cauți și nu te-ai descurca. Dăm un cuvânt cheie, ceva. Să vedem parolă. Ce funcționează. Parolă. Cuvântul parolă. Cheie. Ok, da. I-am scris parolă și în momentul de față o să găsești cât mai multe întrebări despre acest lucru. Deci am consum și setare parolă pentru. Și o să vezi aici tot ce ține de partea de parolă și zoom, activare cod. Cum îmi resetez parola? Primesc eroare la login. Ce pot să fac? Și atunci îți arată tipul de. Sau o să ai o întrebare destul de interesantă. Sunt elev, părinte, cum îmi șterg, pot să-mi șterg contul? Ei, aici intrăm într-o zonă în care vorbești cu un specialist în GDPR. Da? Voiam să ating problema asta. Cum, apropo de ștergerea contului și a datelor și stocarea datelor, cum implementați voi GDPR-ul în cadrul Kinderpedia? În primul rând că... Adică protecția datelor pentru neofiți, da? Vorbim de Regulamentul General European pentru Protecția Datelor, care are caracter de lege și în România, încă de acum 3 ani și, mă rog, implementarea cam șchiopătat până acum, dar pe zi ce trece, vedeți că și când deschideți un site, trebuie să fiți de acord cu cookies care stochează date și când vă faceți un cont și când vreți să vă ștergeți un cont și cei din învățământ am văzut foarte bine, vă spun cu ocazia asta că nu suntem doar din învățământ în seara asta în prezența aici, mai sunt și din alte domenii și salut pe colegii care au vrut să vizioneze webinarul, deși știu că se adresează cu prioritate personalului din învățământ. Așadar, noi cei din învățământ am văzut aplicarea GDPR ca un pic deplasată, în sensul că se anonimizează totul. Nu mai este voie să publici liste cu nume și prenume cu elevii și de aici chiar se ajunge la niște chestiuni puțin cam delicate, în sensul că nici nu mai știi ce au făcut elevii tăi, dacă au intrat, cât au luat la BAC și așa mai departe. Adică e greu pe urmă pentru profesori, pentru oamenii din sistem, pentru cei care au format elevii să le vadă rezultatele și să le aprecieze, să le citească corect, pentru că, ce să vezi, toate sunt anonimizate. Bine, protecția asta a datelor are și un caracter preventiv, ca să zicem așa, pentru că vrea să preîntâmpine scurgerea de date către virus, către societăți răuvăitoare care ar exploata cu publicitatea abuzivă și așa mai departe. Adică, în fine, există o intenție foarte bună, dar uneori aplicarea lasă niște serioase semne de întrebare. Ei bine, revin la întrebarea mea. Florine, voi cu GDPR-ul cum stați? Din punct de vedere al acestui aspect pot să spunem că cred că respectăm până în cel mai mic detaliu posibil toate protocoalele GDPR și o să încep direct din prima, pentru că toate
datele care sunt rulate prin Kinderpedia, ele sunt deja rulate prin, în cloud, prin serverele de la Amazon, direct în, în Germania, Frankfurt. Ceea ce înseamnă că dacă îți treci toate datele prin Germania, cred eu că oamenii s-au gândit că îți protejează 100% datele și respectă toate protocoalele. Pe lângă asta, în momentul în care te înregistrezi pe Kinderpedia, indiferent ce tip de utilizator ai, că ești instituție, că ești parte de educator sau că ești parte de copil, părinte și așa mai departe, la momentul creierii contului, ai termenii și condițiile care trebuie să fii dispus să le accepți în cazul în care dorești să îți faci activitatea prin platforma Kinderpedia. Pentru că noi punem la dispoziție această soluție, iar modul și cum sunt introduse datele interior sunt alegerea fiecărui în parte, dar există un mod de folosință și să respecte toate protocoalele puse la dispoziție. Un exemplu pot să-ți dau, că de fiecare dată când introducem parteneri noi, în partea noastră de colaborare se semnează un acord GDPR care, sper să nu greșesc, are undeva la 14, cred că aproape 11 pagini, nu, 11 pagini în care explică și pune acel acord inclusiv pentru părinți, inclusiv pentru copii, inclusiv pentru toată instituția să fie protejat. Și dacă mai poți observa încă un detaliu, tot ce vezi pe Kinderpedia este complet privat. Singurele lucruri care le găsești o să vezi nume. Nu găsești adresă de e-mail, nu găsești număr de telefon, nu găsești absolut nimic. Ca manager, într-adevăr, pentru că până la urmă ai accesibilitate la aceste informații, dar sunt informațiile tale care le-ai obținut mai departe tot cu acordul GDPR. Da, și pentru care ești garant, de fapt, ca manager, ești garantul păstrării acestor informații. Păstrării, exact, și ești singurul care ești instituit cu acest drept, pentru că în ceea ce privește partea de educatori, ei nu au acces la aceste informații, poți direct din linia de roluri de management, poți să le închizi accesul la tot ceea ce înseamnă informații private, poți să efectiv să le dispară, să nu le aibă la dispoziție. De aceea și singura modalitate de accesare a Kinderpedia este doar cu adresa de e-mail, nu cu număr de telefon ca pe WhatsApp, nu cu CNP sau alte date cu caracter personal, nu cu adresă, cu absolut nimic. Deci toate informațiile sunt private. Un lucru foarte interesant legat de aspectul acesta este că la noi, la Kinderpedia, este gândită platforma în sine ca fiecare modul de funcționare să fie complet configurabil. Adică el poate fi activat și dezactivat. Și un exemplu care o să-ți pare un pic bizar, dar cât se poate de serios, este că poți efectiv să dezactivezi colegii de clasă. Adică nici nu mai se pot vedea între ei copiii, domne, dacă vor mai vedea care sunt colegii lor. Deci pot să dezactivez complet. Ei sunt ca și cum ar fi la o instituție unde nu au colegi, dar cu totul sunt toți în clasa respectivă. Deci există configurarea Kinderpedia până în cel mai mic detaliu, iar toate informațiile transmise de obicei sunt transmise către familie și nu către toată instituția, adică nu vezi cum apare pe Facebook că a pus școala respectivă sau grădinița respectivă poze, documente și așa mai departe, sau pe grupurile de WhatsApp care mai departe sunt împărtășite peste toată lumea. Nu! Informațiile vin complet private, mai ales comunicarea, mai ales linia de documente, mai ales inclusiv linia de poze. Dacă dorești să nu trimiți poze doar clasei la care ești sau grupei la care ești, efectiv poți să faci albume separate sau foldere separate doar pentru persoane și să deduci cât de granular vrei tu. Deci modul tău de funcționare ți este pus la dispoziție în ceea ce privește partea de protejarea datelor cu caracter personal. Sper că am răspuns la întrebarea ta. Da, sigur că da. Eu mă gândeam acum, ca să mă inspir totuși dintr-una din ideile tale de până mai devreme. Cum, eu sunt un profesor, dar n-am mai avut Kinderpedia, nu mai știu de Kinderpedia, mă uit așa că sunt o mulțime de elemente de meniu acolo, am înțeles că avem multe funcții care țin de managementul instituției și al clasei și
al relației cu elevul, cu familia lui și așa mai departe. Dar forma de organizare, mă interesează ca profesor, acum, lăsând instituția deoparte, mă interesează cum îmi desfășor eu orele cu ajutorul Kinderpedia. Mă ajută la chestia asta sau doar îmi gestionează clasa? Ce fac eu cu Kinderpedia? Că pe mine m-am învățat anul trecut cu Meet și cu Classroom și cu nu știu ce, m-am cam încurcat, mi-am cam prins urechile acolo. De ce m-aș apuca de Kinderpedia? Care este avantajul? Care este diferența? Și așa mai departe. Deci sunt un profesor care efectiv vrea să vadă ce înseamnă acest instrument pe care voi îl propuneți și cum se lucrează, care sunt facilitățile, de ce aș alege eu la urma urmei Kinderpedia. De ce alege Kinderpedia și nu altceva, corect. Ce vreau să zic este că, în primul rând, că scapi de lipsa de echipament. Una din cele mai mari probleme pe care tot am descoperit-o de-a lungul timpului este că oamenii nu au echipamente. Dar, în schimb, un smartphone, un telefon, aproape oricine are în ziua de azi în buzunarul propriu. Și atunci e foarte ușor să ai efectiv Kinderpedia pe telefonul tău și doar acolo, adică să nu mai ai treabă cu restul. De asta ți-am și deschis ecranul meu, nici nu stau să-ți arăt pe versiunea de calculator. O să-ți arăt totuși un pic și pagina de configurare, un pic cum se pune o activitate, cum se pune disciplina, cum arunci în calendar, toate poveștile astea. Dar aș vrea să vezi cum ai deschide tu telefonul, să zicem că ăsta ar fi telefonul meu, gata, l-am închis, îl deschid, îmi trec frumos linia de parolă și am deschis contul și zic gata. Așa, să nu ne dai parola ta, da? Da, nu e nicio problemă, îl dau... Vă invit lângă da, mine da, să era, era ca să mai înviorăm, că din când în când mai vreau să îi fac pe cursanții noștri să mai și zâmbească, mai ales că nu le dăm pauză de cafea și atunci trebuie să suplinim chestia asta printr-un zâmbet, printr-o glumă, prin lucruri din acestea mai plăcute. Ok. Pe Kinderpedia poți să-ți faci toată activitatea dată de profesor direct de pe telefonul mobil, fără să mai intri pe alte aplicații, fără să mai intri pe alte soluții, fără să stai să te chinui. Exact asta este meniul unui educator. Cam așa arată. Ai un meniu simplu, în limba română, cu un suport asistat, cu prezențe, cu ceea ce îți dorești tu. Vreau să-ți mai zic că înainte de a... Tot ceea ce vezi aici se poate dezactiva o parte bună. Dau un exemplu, dacă la instituția ta și în activitatea ta nu are ce căuta partea de meniu, ea poate dispărea, gestiunea grupelor la fel, chestionare sau alte module, ele pot fi făcute să dispară direct. Am crezut că aveți informații despre intenția guvernului de a oferi profesorilor din această toamnă un meniu săptămânal gratuit. Glumeam, desigur. Da, e bună observația. Ok, ce vreau să zic că pe Kinderpedia îți faci orele, efectiv. Ții conferințe dacă ai nevoie, dai teme, pui note, dai observație tip text, faci prezență. Asta poți să faci pe aia, trimiți documente, trimiți poze, ții legătură cu comunicarea, dai informații noi despre grupa sau grupele la care lucrezi. Ai... activitatea ta de zi cu zi care o făceai din Pixie hârtie sau te chinuiai cu ea pe WhatsApp sau pe alte platforme, direct în propriul buzunar într-un singur loc. Și am să-ți intru un pic pe calendarul din ziua de azi. Uite, de exemplu, sunt pe data de 6 septembrie și am două grupe pe acest cont. Asta e o grupă prima pentru grădiniță, că să zicem, predau la două instituții și asta e cea de școală. Și aici mi-am activat în calendarul meu să-mi apară materiile care să-mi apară automat, că dacă aș fi fost un profesor de matematică, mi-ar fi apărut matematică peste tot și doar intervalul orar cu grupe diferite și așa mai departe. Și eu pot să fac așa. Deci am prezența acestei grupe și am făcut-o cu un singur click. Gata, e prezența, n-a mai strigat catalogul, că efectiv n-are niciun rost. Și în momentul de față pot să intru pe activitatea mea. Pe activitatea mea pot să dau observații, note, să fac prezența separat. Deci am această opțiune și zic ok, Jim nu este prezent, nici Clint, le dau prezent, mai selectez o dată, îi dau absent. Deci cam atât de simplu mi-am făcut eu partea de prezență. Și acum să zicem că aș vrea să dau
o observație, ceva la un copil sau la mai mulți, pot să dau această observație, vreau să dau și o notă, toți acești trei copii au nota 10 azi și dau și o observație tip text, foarte bine, grozav. Sau orice vreau să transmit mai departe poate fi apărut aici. Și în momentul de față, pe lângă prezență, pot să dau note și pot să dau și o observație tip text. În momentul de față, fiecare copil și fiecare familie au primit această informație în timp real în contul lor. În catalogul de note, pentru că avem și așa ceva, s-a trecut deja nota cu foaia matriculă, cu tot al copilului, apare acolo. Deci sunt trecute aceste informații. Dacă am văzut în partea stângă, este un meniu de catalog online, catalog acolo online, în versiunea desktop. Adică la catalogul ăla are acces profesorul odată și are acces și managerul, să înțeleg, managerul, da? Corect. Și poți să dai neapărat acces, scuză-mă un pic, Alexandru, nu poți să dai acces neapărat doar la profesor și la manager. Să zicem că poate vrei să dai acces și la secretariat, la catalogul respectiv. Da, sau la pentru că și secretariatul trebuie să verifice situația, să zic. E una din atributele lor, da. Și atunci, în funcție de fiecare rol în parte, în Kinderpedia dai acces acolo unde crezi. În cazul în care vrei să motivezi o absență, ți-a venit copilul sau s-a greșit, poți direct pe absența respectivă, da, să o motivezi. Și atunci și ai și motive. Ai și motiv sau poți să treci în text, a venit. Nu contează. Dacă vrei, este opțional și el a fost deja, are absență motivată. Deci s-a rezolvat această problemă pe acel copil. Desigur, ai și posibilitatea, dacă vrei să nu fie o absență, poți să efectiv să o resetezi, îi dai click și faci prezența din nou și ai doar un copil de fapt absent. Deci poate fi corectat din nou din telefonul mobil. Oricând ai acces la această situație, deci te poți duce în trecut sau în viitor, în orice moment și poți să rezolvi o situație dacă nu e potrivită sau necesită. Am zis că poți să faci prezență, poți să dai note, poți să pui text, poți să motivezi absențe, poți să adaugi teme direct din telefonul mobil și direct pe activitatea respectivă să fie totul structurat pentru toată lumea și ei să primească și notificări în care să știe că li s-a adăugat o temă și zic, vai, dar eu n-am văzut pe e-mail tema, n-are nicio treabă. Deci tema ei o transmit ca pe un fișier extern pe care îl lucrează, de exemplu într-un Word sau într-un PDF sau într-un PowerPoint sau ce. Tema poate fi, dacă vreți, și cel mai ok, poate fi transmisă chiar cu, faci o poză cu telefonul și ți-ai transmis tema. În momentul în care este în formă de poză, ea poate fi corectată direct de pe telefonul mobil, ceea ce înseamnă că tu nu mai ai nevoie absolut de vreun calculator, de vreo tabletă, de absolut nimic, poți să-ți corectezi, singura condiție este copilul să ia, să facă poză și poate fi corectat. Hai să-ți arăt cum se adaugă o temă în Kinderpedia, eram la matematică, dar n-am greșit azi, da. Și selectăm și un termen, zic, tema vreau să fie până pe joi, da, la ora 9, și zic, bine. Păi vreau să am tema asta gata până la ora 2 după amiază. Ia să mă duc eu un pic. Asta e că e deja în viitor. Stai să mă duc un pic mai așa, să-i dau anulare, două secunde. Să-i dau și termenul. Joi, ok. Și să zicem, hai să punem la ora 7, să nu stăm acum. La 7 fix, eu vreau această temă să-mi fie trimisă. Bun. Dacă vreau să permit, că am și opțiunea, dacă sunt un profesor mai exigent și nu vreau să mai permit să mai trimită tema după, la această temă pot să-i restricționez accesul să mai trimită tema după, ceea ce înseamnă că... Da, deci fără scuze că am întârziat, fără scuze, mai fără nimic, fără că temă că n-am văzut-o, pentru că apare direct acolo în Kinderpedia, în aplicație, nu scapă de ea, deci doar dacă își dezinstalează aplicația nu o să vadă tema, să știi, asta e unica variantă în care nu poți să vezi documentele din Kinderpedia, dar să zicem că ești un profesor și înțelegi și le dai voie să trimită și după termen limită, dar poate că o să-i taxezi un pic la notă și atunci o să-ți arate sistemul că totuși este o temă trimisă, dar este o temă întârziată. Și aici poți să adaugi la documentul respectiv orice tip de document, de la un video, fișier, înregistrare video. Deci dacă tu vrei, poți să dai doar o înregistrare video. Tema voastră pentru este așa, ca la clasă, adică nici nu mai stai să trebuie document.
ei trebuie să asculte, fac tema, pus poza și a pus direct aici. Deci încarci o tip de orice de, tip de document. Hai să pun și eu un document pe aici, să vedem, poate găsesc un PDF. Kinderpedia. Nu știu dacă e un document privat, dar sper să nu o să-l deschid. Dar el se încarcă aici, o să avem și posibilitatea să-i dai click, vizualizează și să deschide. Și în momentul în care s-a încărcat, această temă va fi transmisă. Încarc după datele personale, pentru că am vrut să merg pe o conexiune mai slabă, să văd că în cazul în care ești într-o zonă rurală, chiar dacă e un semnal mai slab, se poate. Da, da, da. Era chiar una din întrebări pe care le aveam pregătite. Am avut această problemă. Am era, avut această ce mă problemă. Fac cu Kinderpedia voastră dacă eu sunt la țară și de-abia mi se încarcă cu nu știu cât mega pe secundă? Deci, dacă o să te uiți la telefonul meu, deci am foarte puțin, am o singură liniuță de semnal. Aha, aha, aha. Am un semnal da, extrem da, da, de da, slab. Exact ca în zona rurală în care aveam eu sector și se urcau în copaci ca să aibă semnal să vorbească la telefon. Deci se poate face se școală poate face online și cu așa o mică... Da, pentru că probabil având serverele puternice pe care le aveți, este de ajuns o ciupire a rețelei. Și... Da, corect. Da. Așa este, doar un pic. Dacă ai un pic de semnal de telefon cât să dea cineva un telefon... Ai și Kinderpedia, garantat 100%. S-ar putea calculatorul tău să nu meargă, dar telefonul da. E, ce vreau să zic că pe lângă atașamentele și documentele care le încarci, poți să încarci câte vrei, poți să scrii și o descriere. Adică aveți de făcut următoarele. Și în momentul de față, aceste informații sunt transmise. Unul din lucrurile care sunt interesante la partea asta de teme este că poți să ai o discuție atât de clasă pe tema respectivă, pentru că până la urmă ai dat pentru clasa respectivă acest document și atunci dacă lipsește ceva sau sunt întrebări, se poate discuta ca o formă de grup direct pe tema respectivă cu activitatea respectivă, nu să fie parcelată pe unde naiba nu știu, și poți să ai și o discuție privată cu fiecare elev în parte, în cazul în care nu are nevoie de mai multe lămuriri, acea conversație poate fi complet privată. Și aici avem și un raport al acelei teme, pentru că în momentul în care ne sunt trimise, o să ne apară în dreptul fiecărui copil în parte dacă este o temă predată sau nu. Și dacă îi dăm și click pe ea, o să vedem deja conversația cu acest copil în care sunt efectiv discuții private. Pentru că mă întrebai de partea de acordul GDPR, cred că poți deja să vezi că în sine respectă protocoalele prin modul... Pot să zic că stați mai bine decât Google Classroom, cu care ne-am chinuit o parte a anului școlar, mare parte a anului școlar din și colegii mei, care cred că mulți dintre ei au fost în aceeași situație, pot să confirme. Cel puțin în semestru 2 s-a cam generalizat din nefericire Google Classroom, care nici pe departe nu... La partea asta de teme și de evaluări nu era nici privat și nici organizat atât de bine pe cât observ că este Kinderpedia, platforma voastră. Este foarte interesantă ca propunere și faptul de a-l putea integra cu aplicația asta specială de pe smartphone, mie mi se pare un lucru excelent. Dar, da, ziceam, sunt profesor, dar până la teme eu trebuie să fac lecții. Cum fac eu lecții în Kinderpedia? Ajungem și acolo. Nu te grăbi. Da? Ce vreau să zic este că aici unde se fac deja corecturile o să ne apară exact unde am făcut corectorile și le putem vedea. Deci asta vreau să zic că ai o compartimentare foarte bine pe linia de teme și îți este direct din telefon. Dar dacă ar fi, ai zis, domne, cum îmi fac eu activitatea? Simplu. O ai direct aici activitatea, o ești la clasă, nu mai ne gândim la forma online, ești efectiv la clasă, îți faci treaba, le faci prezența direct din prima, te uiți cu ochiul, deja îți cunoști copiii, nu ai nevoie să mai stai să-i strigi la catalog că sunt ai tăi, l-ai făcut direct prezența și dacă l-ai observat pe unul că stai că pe Coco Chanel l-am
l-am uitat, de fapt nu era, poți să-l resetezi, să dai repede absent și a rezolva problema. Deci ai o rapiditate a lucrurilor foarte mare direct de aici. Ce vreau să zic este că întotdeauna când ai pe linia de activități, ai și niște punctulețe care recomand să le iei în considerare. De ce? Pentru că poți, oricând, la o activitate, când îți faci treaba, să ai acces la ea și să la informațiile din ea. Să zicem că ai intrat la clasă, ți-ai făcut prezența, îți ții lecția, zici ok, acum haideți să vă dau și documentele respective. Și poți să le dai copiilor în timp real. Efectiv, îi dai editează, ai agrafa aici și ai pus frumos documentul în timp real și poți să-i dai descriere și ce vrei. Deci poți direct pe activitatea respectivă, în timp ce tu îți faci activitatea cu copiii fizic acolo, să le pui la dispoziție orice document dorești în momentul respectiv. Deci ai această posibilitate. Că mă întrebai, domne, cum îmi fac activitate? Simplu. Te duci și o să... Apropo de interactivitate, că noi tot interacționăm aici, dacă să mai aibă și cursanții o temă, dragii noștri cursanți, aveți toată libertatea în momentul acesta, dacă nu ați mai avut vreodată cont pe kinderpedia.co, să vă faceți cont ca să explorați, poate în simultan cu noi, anumite funcții care pot fi accesate de pe contul de profesor. Da? Deci, vă faceți cont, intrați pe el, vă notați frumos parola și toate componentele contului așa cum îl alcătuiți. Asta a fost cumva tema practică pe care am vrut să vă propun de la început, dar l-am lăsat pe Florin să își facă frumos introducerea și să vă trezească, să vă stârnească interesul. Și acum, ia, scrieți frumos în browser, în timp ce ne urmăriți, kinderpedia.co. Aveți acolo butonul de realizare de cont, vă faceți cont și puteți să ne și urmăriți pașii ca să îi reproduceți la dumneavoastră acolo și să vă autoconvingeți de valabilitatea acestei inițiative românești cu răsunet internațional, care este întreprinderea Kinderpedia, platformă pentru învățare, nu numai în sistem online. Ați văzut că poate fi adoptată și ca o soluție la clasă care să faciliteze relația profesorului cu clasa și în același timp managementul didactic pe care îl face fie profesorul la clasă, fie managerul, directorul pentru întreaga instituție, fie administratorul, fie alte persoane implicate în proces, cum ar fi secretariatul, contabilitatea și așa mai departe. Bine, Florin? Te rog să mă... Preia ștafeta. Mulțumesc tare mult. Scuză, m-am oprit un pic ecranul. Mă gândeam să mai pregătesc ceva drăguț, dar hai că revin un pic acum la Zoom-ul nostru. Bun. Nu să activez. Ce vreau să zic că un lucru care e foarte interesant și mie îmi place personal pe calendarul unui profesor este că în momentul în care ai făcut o activitate deja îți arată în dreptul ei. Tu deja știi că la ora respectivă la pe care ai predat deja tu ți-ai făcut activitatea și dacă dai click pe ea poți să vezi că deja ai dat o temă, dai click pe temă, dai click pe informații. Ele ca deci informații... nu mai pot să fiu profesorul ăla de care se bucură elevii că a uitat că le-a dat temă. Nu. Nu? Și mai ești aici un centralizator. Au. Deci elevii s-ar putea să cam plângă de Kinderpedia. Își pierd micile avantaje. Dar nu ne-ați dat temă, dar ați uitat, dar nu știu ce, dar nu știu. Nu, copii, ia uitați-vă în calendar, ia uitați-vă. Dar nu numai în calendar, nu numai în calendar, uită-te un pic o funcționalitate aici, pentru că tot ceea ce adaugă instituția și profesorul de la clasele respective, pe newsfeed, este Facebook-ul nostru, aici deja poți să vezi tema. Deci toți copiii de la clasa respectivă, de la ora respectivă, pe newsfeed-ul lor, cum e, ai pe Facebook, apreciază și comentează, vezi că s-a adăugat tema. Pe lângă asta, o vei găsi și ca o notificare, cum vezi aici 1, o să-ți apară și tema 1 și o să vezi tema primită aici la elev, cum apare aici la tine la profesor și ai totul centralizat.
Și o să vezi direct pe telefon toate temele care le-ai trimis, poți să le filtrezi, desigur, după clasă și clase și așa mai departe, și să-ți găsești toate acele teme. Și la fel poți să le filtrezi. În cazul în care vrei să vezi doar temele în curs sau cele care au expirat și așa mai departe, sau cele planificate deja, ele sunt puse aici, pentru că poți să-ți planifici și temele, ai această posibilitate în Kinderpedia. Sau poți să adaugi direct o temă de aici, nu-i niciun fel de problemă, dai click, selectezi activitatea, adaugi tema și urmărești pașii și ai rezolvat problema. Deci nu ai doar un singur buton în Kinderpedia, găsești cel puțin 2-3 butoane să-ți faci treaba. Cred că din momentul de față ți-ai dat seama că nu-ți mai trebuie un calculator să-ți faci munca de educator. Ai, de fapt, tot ceea ce înseamnă partea de activitatea ta în sine direct aici. Uite, de exemplu, să-ți arăt partea de raport de prezență. Pentru că tu, ca profesor, o să vezi că ai clasele unde tu predai, da? Și automat că poți să selectezi și să vezi unde ai făcut prezența, cât ai absenți, cât ai prezenți, atât în trecut cât să și te uiți în viitor ce deci, mai e. La raportul ăsta de prezență are acces și directorul? Sau dirigintele clasei, de exemplu, responsabilul de clasă, în fine, cum... Învățătorul, să spunem că știm că la clasele primare, în afară de învățător, mai intră profesorul de religie, mai intră profesorul de sport, profesorul de limbi moderne, da? Sunt niște cadre didactice care își notează acolo tot felul de... are acces coordonatorul clasei, că el învățător, diriginte sau pur și simplu directorul școlii, la aceste informații? Dar cum să nu? Deci toți profesorii și diriginții și tot personalul care îl asociezi la o clasă, la o grupă, cum vrei să o numești, pot avea acces la informațiile respective. Aici am pus eu două clase, dar dacă am mai multe persoane că în zona de educație aici care sunt asociate, efectiv poți să vadă informațiile astea. Și am să-ți arăt un pic în versiunea de web. Deci la partea de grupe clase, aici dacă să zicem mergem la o clasă, să zicem clasa a șasea. Deci grupă clasă pot să-mi fac eu singur ca profesor? Cum să nu? Poți să-ți faci grupele deci tale. Deci nu doar directorul sau pot să-mi fac eu, să-mi adaug clasa și să o umplu cu elevi, da? Da. Dacă te-ai înscris pe un cont de instituție și managementul tău ți-a dat acces să creezi aceste clase, grupe, poți. Dacă te înscrii cu un cont de educator, de profesor educator, atunci vei face tu automat. Ce un singur buton, adaugă clasă, grupă, îi dai denumirea, dacă este o grupă principală, cine se vor putea înregistra la școală, desigur, și părinții și elevii, la grădiniță folosim mai mult părinții și îi dai salvează să creează această grupă. Și efectiv o deschizi, normal este goală, nu apare niciun fel de copil, ia să-ți arăt o grupă goală, cum apare. Da. De exemplu, aici o să vezi că asta e o grupă care ai creat-o și aici poți să adaugi copii prin mai multe variante. Un cod unic care se pot înscrie în Kinderpedia singur cu adresa de e-mail sau să-i adaugi tu cu nume și prenume și să-i inviți cu adresa de e-mail și din nou să accepte. Da, da, da. Mi-aduc aminte cum mi-am făcut eu ca utilizator deja cu niște state de plată, nu chiar foarte vechi, dar oricum utilizator de Kinderpedia, pentru cluburile lingvistice pe care le am, am adăugat și eu niște copii. În primul rând am experimentat, să văd cum. Și pe urmă țin minte că după copii am invitat părinții și le-am expediat invitații pe care ei le-au primit pe mail sau așa ceva și au dat accept, după care au avut și acces la resursele, mă rog, informațiile pe care le livram eu din clasa respectivă. Adică o chestie foarte, foarte frumoasă și pe care nu mai găsim la alte produse similare. În același timp am zis, elevii, ăștia mici ca ăștia mici, săraci, dar
Cei mai mari, nu știu dacă sunt în întregime bucuroși de faptul că, iată, părinții acum, chiar dacă doresc, se află în posesia unei multitudini de informații referitoare la evoluția odraslelor lor la școală. Și în plus de asta sunt acele date foarte, foarte multe pe care noi trebuie să le luăm, să le analizăm, dacă suntem profesori diriginți și are acea relație cu școala. Mie mi se pare foarte bună Kinderpedia pentru a preveni abandonul școlar și absenteismul. Adică cu ocazia asta părinții nu mai pot pretinde că nu știu, că nu au fost informați, că școala nu i-a informat. Școala, pe de altă parte, poate nu-i găsește, poate nu are numere de telefon, poate știți că acum este o mare problemă în a deține date personale ale părinților. Nu mai este voie să îi întreb la școală pe elevi, cel puțin din ultimele găselnițe ale Ministerului Educației. Nu mai ai voie să știi ce profesia are, au părinții și cu atât mai puțin alte informații, cum ar fi domiciliul sau altceva. Și atunci, cum ții legătura ca să îi informezi, mai ales că știm că, din experiența noastră, interesul părinților pentru școală sau implicarea directă în școală scade proporțional cu creșterea vârstei copilului din dotare. Adică dacă sunt așa bătăioși și foarte implicați și foarte nu știu cum și dărâmă munții și mută câmpiile din loc când sunt copiii mici, după ce copilul intră la liceu, începe o lejeritate așa și o neimplicare, așa care până la urmă se poate solda la sfârșitul școlarității, spre sfârșitul școlarității elevului, că părintele nici nu mai știe la ce clasă e, la ce specializare, dacă are vacanță sau e în perioadă școlară și câte ore are pe zi. Deci iată cum se termină odată cu înregimentarea pe un astfel de instrument complex și completă, i-aș spune eu, de management didactic, se cam termină cu lipsa de comunicare pretinsă. Că eu știu că dintotdeauna școala face toate eforturile, chiar și face uneori mai mult decât trebuie. Adică ia legătura cu comunitatea locală, ia legătura cu ceilalți actanți ai comunității locale, cu poliția locală, cu instituțiile sanitare, cu nu știu ce, adică face tot efortul să dea de urma unui copil sau de urma familiei sale. Ei, acum, în felul acesta, se ține o legătură foarte apropiată și fără convocare neapărat la ședințe cu părinții. Iată, la un clic distanță, cum parcă este deviza voastră, da? Suntem aici foarte aproape. Nu știu cum spuneți, voi aveți o deviză frumoasă, care e? Sunt foarte multe informații, Alexandru, te rog să mă scuzi un moment. Vreau să țin un pic un mic detaliu legat de partea de comunicare, pentru că chiar ai atins un punct de bază în Kinderpedia. Fondatorii noștri țin foarte, foarte mult să crească prin Kinderpedia importanța foarte mare a unui profesor și a unui educator în ceea ce privește partea de educație și legătură cu familie. Pentru că până la urmă un profesor, un educator este confidentul personal al familiei și atunci cu cât noi îl aducem mai aproape de familie și familia mai aproape de către copilul respectiv, lucrurile credem noi că prin comunicare și prin informațiile care sunt puse la dispoziție în timp real îi ajută pe ei să poată să țină sub control situații cum ai relatat anterior. Deci, într-adevăr, noi tragem ca partea de profesor să prindă înapoi acel prestigiu care îl avea odată, să fie confidentul și să fie persoana care șlefuiește mințile viitorului, aș putea spune. Dar să nu uităm un pic întrebarea ta mai devreme când am ajuns aici. Am mai întrebat dacă există posibilitatea ca mai mulți
mai multe persoane, mai mulți profesori de la grupa respectivă să poată să vadă informațiile respective. Da, răspunsul meu este pentru că aici poți să atribui pe clasa respectivă câți profesori vrei tu. Să zicem că ai un diriginte care deja este aici cu steluță. În Kinderpedia interesant este că poți avea și doi diriginți sau mai mulți, adică nu ești limitat, poți să-i transformi și pe da, toți în diriginți. Chiar m-am gândit la chestia asta. Există, de exemplu, clase și la noi în sistem step by step, pas cu pas, în care sunt doi învățători, da? Un învățător dimineață la programul de dimineață și un învățător la programul de după amiază. La fel, educatorii la grădinițele cu educatoarele la grădinițele cu program prelungit. Da, acolo există educatoare dimineață, educatoare după amiază. Adică din start două persoane cu acest rol de diriginte. Mai poate fi în alte sisteme educaționale, poate fi și profesorul de sprijin, poate fi, adică sunt persoane care au funcție ca de diriginte și care trebuie să fie implicate în să poată să vadă toate resursele atribuite unei clase. Și este foarte bine că v-ați gândit, mai ales că voi aveți în vedere numai sistemul de învățământ românesc, adică ar trebui să găsiți un punct comun, un numitor comun între sistemul românesc și toate celelalte sisteme educaționale pe care le-ați pus pe tapet, voi adresându-vă unei piețe internaționale, dar nu sunteți doar în România. Ați început în România, dar de acum vă extindeți și deveniți o adevărată multinațională cu vocație nu numai europeană, ci universală. Bun, te las. Te las să-ți faci prezentarea. Tare, mai frumos de atât, cred că nici eu nu reușeam să spun, dar tot ce ai spus este complet adevărat. Mi-am păstrat și mi-am notat un pic ideea ta, pentru că mi-ai zis la un moment dat un detaliu care îl consider important. Dacă aș fi profesor, automat m-ar interesa să pot să am informații private despre o activitate anume, dacă sunt mai mulți profesori la cursul respectiv sau educatori, cum ai relatat anterior. Deci pe activitatea respectivă, din data respectivă, dacă vreau să trec anumite observații, informații pentru alte cadre didactice care sunt la grupa respectivă și pot să vadă, efectiv pot să fie trecute aceste observații aici. Ele sunt private doar pentru cadrele didactice și au acces la ele. Și atunci, dacă este un tip de observație care trebuie să țină cont, poate fi adăugată per activitate în parte atunci când este nevoie și este văzută, așa cum ai zis, de linia de management, de linia de diriginte și de linia de toți profesorii de la grupa respectivă, pe activitatea respectivă. Deci ai această granulare cât mai în detaliu, în cazul în care ai această nevoie, poți să o pui în practică și o faci cu foarte mare ușurință. Poți să o faci direct din varianta aceasta, ți-am zis, de web, dar ar trebui să îți apară și în versiunea de telefon. Acum am și zis, dacă mergi pe o activitate și dai aceste trei punctelețe, deja lucrurile se schimbă, apar informații și aici e vorba de planificare și zice că nu este vizibil de ceilalți, este vorba de ceea ce se vede partea de planificare a educatorilor și poate fi trecută direct aici. Și automat să o ai direct pe telefonul mobil, fără să mai ai nevoie să accesezi vreun computer, vreun laptop, vreo tabletă și așa mai departe. Deci, cum ziceam, când m-ai întrebat ca profesor dacă poți să-ți faci activitatea direct de pe telefonul mobil, direct din buzunarul tău, să numim așa, ai această posibilitate prin Kinderpedia. Credem că inovează în partea asta și simplifică viața în ceea ce vrește partea de activitate. Pentru da, căutăm, adevărul că noi căutăm de multă vreme o nouă tehnologie care să ne și ajute, că de obicei observăm tendința ca toate noutățile care apar să ne complice viața în loc să ne o simplifice. Dar din ce mi-ai expui tu aici, și imediat o să te întreb ce e cu multitudinea aia de culori și cum ne jucăm, cum jonglăm cu acele culori, ce înseamnă culorile acelea, de ce unele au camere video, de ce altele n-au. Dar o să-mi răspunzi imediat, pentru că am între timp o mică discuție cu ai noștri cursanți, dragii noștri cursanți. V-ați făcut cont pe kinderpedia.co,
Așa cum v-am dat eu tema mai devreme, vă rog frumos, din suflet vă rog, să ne răspundeți cu toată amabilitatea în chatul nostru din dreapta ferestrei de transmisiune directă. Să ne răspundeți, ați reușit să vă faceți cont, puteți să ne urmăriți, puteți să începeți să lucrați acolo, cum vi se pare? Răspundeți la această întrebare. S'il vous plaît, vă rog. Așadar, ca să totuși păstrăm caracterul interactiv al webinarului. Da, a venit și primul da, înseamnă că treaba merge și noi reușim să ajungem nu numai la inima, ci și la mintea. Uite, mi-am amintit foaie pentru minte, inimă și literatură, da? Cum era numită o publicație de pe vremuri din secolul al XIX-lea și noi ne adresăm și inimii, dar și minții dumneavoastră. Bine, mulțumesc, Florin, preia legătura. Ok. Să știi că între timp, imediat îți revin și îți explic asta, am și o mică noutate, dar va trebui să citesc și este un mail un pic personal, așa că dau un pic stop share. Dar pentru că este o noutate care am primit-o de la Kinderpedia, îmi pare rău, dar la noi lucrurile se mișcă cu lumina vitezei și este o realitate care eu sunt... Poate cu viteza luminii. Viteza luminii, da. Într-adevăr. Mi-a plăcut spiritul pe care ai încercat să-l faci și ți-a reușit. Ideea este că îmi place inițiativa și efectiv m-a entuziasmat eu pe loc. Deci, din câte am înțeles, săptămâna aceasta școlile de stat cât și cele private, dar se pot înscrie într-un program pilot inițiat de Ministerul Educației și atunci vor să folosească în loc de catalogul clasic pe cele și automat că o să ne concentrăm un pic și partea de catalog, pentru că într-adevăr cred din punctul meu de vedere și aș dori să share și opinia ta că acest catalog care noi îl avem la dispoziție este cam nevoia pieții din România, cel puțin așa a fost gândirea. Da. Eu țin minte că era pe rol un proiect de catalog virtual, adică ministerul recomanda printr-o acțiune de amploare care urma să fie lansată în această toamnă, în acest nou an școlar, unităților din subordine să abordeze catalogul virtual în paralel pentru a înlocui treptat catalogul pe suport de hârtie. Ia să vedem ce ne propuneți voi ca și catalog. Deci, cu alte cuvinte, lumea ar avea acces la Kinderpedia, la catalogul virtual, să înțeleg, prin intermediul acestei... Asta va trebui să citească fiecare în parte. Pentru mine este informația este foarte proaspătă încât să-ți răspund în detaliu, însă e un lucru bun, adică este un pas înainte să scape oamenii de foaie și pix și să-și facă toată treaba repede din telefon și să poată să-și facă... Da, dar ce te faci că pentru mulți dintre noi prestanța o dădea tocmai acel obiect imens, dreptunghiular, spaima... Știi cum era supranumit într-o anumită epocă catalogul? Cartea junglei. Cartea junglei. Așadar, de ce o are? De ce o are? Pentru că am depozitat toate minunile. Am să spun cu sinceritate că dacă ție ți se pare că acel catalog, Cartea junglei, era așa de mare speriană pentru copii, noi am, să zicem, am primit feedback-urile copiilor de anul trecut când am semnat protocolul cu ministerul și am implementat Kinderpedia, o parte din ea gratuită pentru instituțiile de stat, să le ajutăm în perioada respectivă, am primit, cred că, ce o spaimă mai mare decât catalogul acela, pentru că toate informațiile care erau transmise despre ei erau în timp real. Poate că un părinte auzea mai la ședință sau când vedea la școală despre situația lui. Acum, în loc să intre părintele pe Facebook, intră și pe Kinderpedia și când îl vede, nici nu ajunge să-l tragă de ureche că deja a dat un mesaj. Apropo de comunicare, că tot ai lansat discuția asta cu așa cum află părintele despre notă. E cumva ceva ca un pop-up sau
ca o alarmă de la situații de urgență? Cum se face această informare de la voi către părinți, către beneficiari? Dacă ți-aduci aminte, momentul în care am dat pe varianta de daily timeline și am pus o notă pentru un copil sau pentru mai mulți, în momentul respectiv, acea informație a fost transmisă în aplicația de mobil a elevului și al părintelui. Cel puțin, deci dacă se transmite odată în catalogul virtual pe care îl aveți, după care se transmite sau simultan se transmite ca informație trimisă pe telefonul mobil al părintelui sau al părinții, pe telefoanele. Mai mult, că pot fi ambii părinți implicați în aceasta. Ideea este că se transmit prin mai multe pârghii, pentru că Kinderpedia fiind interconectat ca funcționalități, adică respiră exact ca un sistem sanguin, să zicem așa, centralizat în timp real, ai mai multe variante. În primul rând că dacă vrei să te uiți pe Facebook, poți să te uiți și pe Facebook cu copilului tău. Eu sunt deja pe contul de copil părinte și aici absolut tot ce înseamnă informații despre clasa ta, școala ta și copilul tău în sine, activitatea lui, note, teme, prezențe, apar direct aici. Nu o să te notifice la fiecare luată pop-up, o să-ți umple telefonul sub niciun fel de formă, pentru că nu vrem să disperăm părinții sau copiii cu notele luate. În schimb, vor apărea direct aici pe orarul lor, când s-a transmis o informație, o să vadă în calendar că s-a primit, apare aici nota, dacă are și observație, și va primi absolut acea informație. Pe lângă asta are și carnetul de note. Carnet de note, exact la asta mă uitam. Carnet asta de note pe mobil. Zic. Deci mergeți mai departe decât inițiativa Ministerului care vrea catalog electronic. Elevii nici nu mai poartă carnet de note de ceva vreme decât atunci când își iau bilete cu reducere la căile ferate sau abonamente la transportul în comun. În rest, nu prea mai se mai prezintă cu un carnet de note la un profesor când ia o notă. E ceva de domeniul trecutului și acum, bineînțeles, cu toate precauțiile perioadei prin care am trecut, iarăși nu era indicat să pui mâna tot timpul pe tot felul de obiecte aparținând altora. Ei, de data asta voi preluați datele, așadar, din catalog și le treceți în carnetele fiecăruia, în carnetele astea virtuale. Se face totul automat. Deci doar pentru că profesorul a avut 3 secunde să dea o notă, în spate, un volum de muncă masiv s-a făcut automat, pentru că ea este gândit ca un organism și deja poți să vezi, în semestru 1, semestru 2, poți să-ți vezi mediile, poți să le-ai încheiate, poți să vezi notele pe fiecare materie în parte. Dacă dai click pe săgețică, deja îți apar mediile tale, îți apare inclusiv teza, pentru că noi acum activat și funcția de teză și ți arată un pic absolut toate nevoile pieței. Și aici o să descoperi și toate notele pe care le-a luat și în data în care a luat. Și dacă observi, este colorat în continuare, așa cum am zis, în momentul în care intri pe o culoare mai roșie, înseamnă că e ceva un pic mai de rău. Nu la absențe, dar cel puțin 2-ul este mai roșu decât portocaliu la 7. Și așa vei ști notele pentru copilul tău în timp real și el va ști această informație. Și desigur, te poți duce și ani mai în spate, de-aia ai un acces de plin pe această parte. Și uite, vreau să mai zic încă un lucru care cred că o să aibă o importanță foarte majoră în viitor. În Kinderpedia, toate datele care sunt ca istoric despre acel copil, să zicem că vine de la o școală primară și se mută către un învățământ gimnazial sau de la un gimnaziu către liceu, și ambele instituții au Kinderpedia, în momentul în care iei un copil de la instituția X, el părăsește instituția. Este o normalitate. De acolo, când se înscrie la nouă instituție, poate face transferul. Și efectiv se transferă cu toate datele în trecut. Și atunci fiecare manager și diriginte va ști în spate istoricul copilului. Este la fel ca SIIR, dacă îmi permit. SIIR este acea bază de date naționale care există și funcționează, în care dacă fiecare școală are contul ei, da? În care
apar toate informațiile legate de elev, de clase, de datele personale ale fiecărui elev, de contabilitate, de tot. Ei, acolo, în momentul în care un elev face transferul de la o școală la altă școală, chiar și în interiorul acelui județ sau dintr-un județ în altul, sau, mă rog, cum vrea el, pe teritoriul țării, în SIR, acea mișcare trebuie să apară evident, deci nu se poate dubla persoana. Există unicitatea asta, adică e o privire globală asupra întregului sistem de învățământ. Și la fel cum spuneai tu că se translează datele de colo-colo, la fel situația școlară a elevului se transferă odată cu el prin intermediul acestei aplicații SIR, de care probabil mulți din colegi știu dacă au avut funcții manageriale sau le ocupă încă, se transferă odată cu elevul. Ei, conceptul acesta îl folosiți și voi la translarea datelor unui elev care pleacă dintr-o casă în alta sau dintr-o școală în alta, dar cu condiția, bineînțeles, ca ambele școli să folosească Kinderpedia. Corect, corect. Și toate informațiile respective, să știi că în continuare păstrează toate protocoalele GDPR, adică nu sunt chiar informații care o să fie publice doar pentru zona administrativă și ce are dreptul și se respectă și sunt semnate acele acorduri. Vreau să-ți mai spun că ele nu sunt doar transmise niște note. În spate el vine cu tot istoricul lui, de la medii, de situații încheiate, de la fișă medicală, de exemplu, la istoricul lui medical, tot ce a fost completat pentru profilul acelui copil de cabinetul medical sau de persoana responsabilă cu acele informații sau documente sau așa mai departe, ele sunt toate transferate complet și rămân ca informație despre acel copil. Deci ai o bibliografie completă a lui pe o perioadă mult mai îndelungată și cred că ar fi un lucru foarte bun să-l ai la instituția ta și să vezi o evoluție a acelui copil, pentru că până la urmă te uiți de unde a plecat, unde a ajuns și poți să identifici. Deci nu să ajungi doar profesorii, să ajungi și alt personal care se ocupă de dezvoltarea copilului, să identifice anumite situații mai problematice sau mai, să zicem, un pic schimbătoare și atunci să poată fi intervenit din timp și să ajute copilul respectiv. Aș vrea să-ți arăt numai puțin, Florin, numai puțin. Țineți ideea, te rog frumos. Dragi colegi, vă rog frumos să aveți în vedere faptul că în momentul în care v-ați creat cont, puteți să adoptați această soluție. Deci nu este un cont numai pentru acest webinar, da, sau pentru episoadele de azi și de mâine ale întâlnirilor noastre. Puteți să păstrați acest cont și puteți să vă adăugați odată cu începutul anului școlar clasele și să dezvoltați și să vedeți exact cum funcționează și poate într-un final va ajunge această soluție să devină soluția preferată și pentru colegii dumneavoastră și pentru școala dumneavoastră. Poate fi un bun subiect de prezentare la un cer pedagogic, la o ședință a comisiei metodice. Da, experiența dumneavoastră în noi tehnologii, v-am zis, nu trebuie neapărat condiționată de, Doamne ferește, o perioadă de școală online exclusivă, așa cum am mai avut și prin care am mai trecut. Nu, putem pur și simplu adopta în paralel acest sistem și putem să ne facilităm viața, putem să le comunicăm părinților în timp real situația elevilor, inclusiv note, inclusiv absențe, inclusiv absolut, absolut tot ce se întâmplă. Putem organiza întrevederi, ședințe cu părinții, informări rapide și în același timp elevul are carnetul de note completat automat. Iar secretariatul, dacă este cont de instituție, a zis că sunt corelate secretariatul cu managementul și cu toate celelalte. Secretariatul la fel are foaia matricolă, dacă vreți, completată la fel la timp. Așa că dacă va fi vorba de adoptarea de catalog virtual, de ce nu? De ce nu? De ce nu? Meditați la acest lucru și vă rog frumos să îmi spuneți, să-mi dați așa un... Ia uitați, deja un feedback îl obținem. Doamna Sofica Rusu ne zice că este foarte utilă
și a remarcat faptul că există multe facilități. Doamna Mihaela Pleșu ne confirmă că a reușit să instaleze aplicația și și-a făcut și cont. Doamna Antonella Filip ne spune că este foarte interesantă și foarte utilă și mai avem și alte confirmări ale creării de conturi din partea doamnei Mihaela Mica, din partea doamnei Mihaela Rodica Luca, foarte multe Mihaele în seara asta, din partea doamnei Liliana Tacu, a doamnei Ionela Cristina Mateș și a doamnei Elena Daniela Iordache, Nicoleta Pintilie, la fel ne confirmă. Vă mulțumesc pentru confirmări și gândiți-vă la următoarea butadă pe care am găsit-o. Și e tot așa, ca să fac o pauză de respiro, pentru că Florin poate să ne țină și până mâine dimineață cu prezentarea Kinderpedia, dar noi trebuie să, bineînțeles, să acordăm acele pauze în care creierile supraîncălzite să se mai aerisească. Ce ziceți de această butadă? Informatica vrea să obțină calculatoare cu suflet de om, dar reușește să obțină oameni cu suflet de calculator. Sunteți de acord cu această aserțiune? Bun. Să vedem în continuare, așadar, Florin, ce ne mai spui? Stai un pic. Să știi că până în momentul de față nu ți-am prezentat nici măcar 20% din Kinderpedia. Atât de mult avem dezvoltat și dezvoltăm. Vreau să-ți arăt o chestie, că am pus repede o mică pauză, să-ți arăt pe partea videoconferinței, dar înainte de asta îți aduc un feedback de săptămâna trecută, venind din Timișoara, de data asta vine din domeniul privat, feedback-ul suna ceva de genul, sunteți niște oameni minunați, m-a salvat să nu mai angajez două persoane în plus ca să administreze toată instituția și mi-a simplificat, ne spunea doamna respectivă, cel puțin 20 de ore de muncă în fiecare lună, care eu trebuia să le fac ca procese repetitive. Am vrut să adaug și eu un feedback pe lângă doamnele respective, pentru că a fost primit cu mare, mare drag de toată echipa Kinderpedia. Sunt convins că multă lume vă laudă aplicația și dezvoltarea ei pe care o remarcăm, adică cei care o cunoaștem, o remarcăm în ultima vreme. Așadar, nu uitați, vă rog frumos, în chat să ne dați și nouă, să ne faceți cunoscută părerea dumneavoastră, dacă ați reușit să vă faceți cont, ce credeți, cum considerați și poate care sunt așteptările dumneavoastră. Poate există ceva ce n-am cuprins în prezentare până acum și v-ar interesa și de asemenea cred că vă putem pe loc oferi niște detalii atunci când o să aflăm exact care vă sunt interesele. Bine, hai că eram la orar acolo și camere de luat vederi, ce erau? Asta vreau să zic, că m-ai întrebat de camere de luat vederi, deci deja poți să înveți micile insigne, emoticoane de aici, care deja apar și pe orarul respectiv. Hai să zicem că în secunda a doua avem nevoie să facem o ședință sau să programăm ceva. Noi avem Zoom-ul direct integrat, pentru că n-am vrut să ne pierdem prea mult timp, îi dai click. Efectiv îi dai butonul programează o conferință, selectezi ora, e da programează, îți apare butonul start, îi dai start, iei un buton, intră în conferință și în momentul respectiv toată lumea s-a conectat la clasa respectivă, la grupa respectivă. Vă salut! Deci cam așa se dă drumul la o conferință în Kinderpedia. Deci asta vreau pe partea asta, în cazul în care stabilim repede ceva online, se poate face instant, direct, din telefonul mobil. Acum vreau să revin un pic la partea de ce e pe orar, dar după aceea te rog frumos să-mi aduci aminte, pentru că vreau să-ți arăt un pic partea de comunicare și de respectare, ce-ți povesteam anterior despre partea de comunicare directă cu familia. Un pic, în partea de mesaje rapide, să-mi amintești de asta, te rog. Da, da, da. Comunicarea cu familia, nostru. Sigur. Eu vreau să-ți arăt aici. Interes general. Da. Aici o să vezi că la partea de calendarul meu o să-ți apară absolut tot ce înseamnă toate clasele cu toate orele, un fel de program, calendar complet.
Dacă te întorci la activități... Dar de ce unele au o geometrie mai redusă și altele mai... Cum, de exemplu, vreau ca o oră să țină o oră, mă rog, o activitate să Îți țină place o mai oră mult jumate, așa? nu o oră. Îți place Ce mai fac? mult așa? Cum obțin prelungirea asta de durată? Te rog, alegi o activitate din calendar. Care o dorești? Uite, văd acolo o oră de muzică cu un galben Închezi. portocaliu în partea dreaptă sau stângă, mă rog, unde ar fi? Deci hai să luăm în ziua de vineri, cu asta. Da. Cât vrei să dureze? Hai să-i mai adăugăm acolo un set de oră, că e cor și copiii trebuie să-și încălzească vocile și Deci atunci în loc de au o jumătate nevoie de de... 45 de minute? Dar ce ai făcut? Ai tras ceva Am în o jos. săgețică. Uite, te pun Ah, cu deci minute. eu, da, glisez în sus Și și în poți să jos te și în plimbi felul cu ea. ăsta... Poți să și te acum plimbi cu au ea. muți. Deci prin Că e un glisare drag se din poate drop. muta cu totul. Dacă pun, fii atent aici, dacă pun o activitate asta lângă aici, se pun una lângă alta. Da, asta înseamnă că sunt două grupe în aceeași clasă? Nu, asta înseamnă că ai două activități și poți să ai două activități, să zicem, individuale. Aici poți să ai doi, aici o grupă de copii, o parte din copii aici, o parte din copii. Poate să Da, însemne asta ce vrei ziceam. tu. Clasa s-a divizat în două grupe și o grupă face matematica și una muzică. Eu vreau să fiu una aia cu sportul. Absolut orice vrei să îți imaginezi în ceea ce privește partea ta de orar, este posibil în orarul nostru de activități. Și o să vezi și ideea de ce apare diferit. În momentul în care nu este la aceeași oră și îl pui mai în sus, el se compartimentează un pic diferit. Asta este ceea ce vedeai tu, pentru că nu l-am aranjat noi foarte bine. Dacă vrei, poți să-l aranjezi să vină unul după altul foarte, foarte ușor. Partea de culori ce vezi... Dar dacă se repetă activitatea de pe o săptămână, adică să zicem că am un orar stabil și știu că activitatea asta va fi recurentă tot semestrul. Uite, Ce vezi, facem? asta este un orar Și bun. trebuie să o trag așa în fiecare luni sau marți? Nu, Sau nu, 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 cum nu, nu. E fac? mult mai simplu de atât. Deci am mers deja pe o clasă unde nu am nimic planificat pentru că am golit calendarul. Am aici butonul golește calendarul, gata, o iau de la zero. Toate activitățile acestea pot deja să le pun în calendar cu mouse. Eu, ca să am toate activitățile aici disponibile, am mers și le-am pus ca discipline, le-am adăugat ca materii cum le-am la școală. Și efectiv o să-ți răspund la și linia de întrebări și ne întoarcem să vezi cum se pun. Deci dacă merg la discipline, o să vezi că aici o să găsesc toate disciplinele mele colorate, să zicem așa, și cum să fie. Și pot să-i dau adaugă disciplină, îi dau denumirea cum se numește, selectez culoarea pentru că o să pot să-mi fac un calendar colorat să arate mult mai bine și mai plăcut, să fie mai distractiv, nu doar alb cu negru. Pot să selectez și o iconiță ca să se vadă frumos în aplicația de mobil și să-i pun particularitățile fiecărei discipline în parte. Și atunci, dacă avem o activitate de clasă, rămâne de clasă, dacă este individuală cu unul sau mai mulți copii, deci fiecare opțiune este descrisă. Dacă pe lângă prezența zilnică facem și o prezență de activitate, rămâne activ. Dacă vrem forme de evaluare, note sau insignii. Așa, mă interesează foarte mult aspectul acesta, pentru că, iată, și produsul nostru se numește e-evaluare.ro și cum le-am promis cursanților noștri, va fi vorba de evaluare în webinarele noastre și astăzi și mâine. Așadar, iată cum evaluarea se poate face fie prin intermediul notelor, fie într-un mod mai atenuat, așa mai propriu, cum să zic, celor de vârste mici, dar să ne amintim că nu avem voie la clasele primare să folosim notele. Da? Și atunci folosim calificative sau aici, Păi, la alea le forma avem, le ai voastră, le tu. înlocuiește cu fețe zâmbitoare, da? Da, Fețe nu, dar zâmbitoare pe care la fel cred, adică îmi imaginez eu că le putem configura, adică, da, sunt în funcție, dar eu vreau 10 fețe aici de vreau să zic că la diverse partea de expresii, insigne. da? Sau Te rog. Insigne, iată. Deci la partea de insigne, în momentul în care ești la învățământul primar, poți să configurezi și să pui cele patru calificative. Foarte bine, bine, suficient și insuficient. Și pot fi atribuite și să le ai și catalog de note acolo, ca la final de semestru, doamna învățătoare să știe
ce trebuie să facă ca să încheie situația școlară. Și dacă mergi, de exemplu, la linia deși, de configurare... simt așa, ca să fac un spirit de glumă, simt că mai degrabă cei de la clasa a 12 ar dori să aibă fețe zâmbitoare în loc de note în catalog și să le transmită în felul ăsta direct în carnete părinților, numai emoticoane în loc de note. Oh, cu siguranță ar fi mult mai bine. Uite, pot să spun că deja colegii mei l-au configurat, deci acestea sunt calificativele pentru învățământul primar. Desigur, dacă dorești alte tipuri de insigne, pot fi trecut aici și să treci și denumirea. Deci e o bază de date din care poți să-ți configurezi insigna cum dorești și să o denumești după cum dorești. Da, pentru că dacă nu-ți plac ție aceste... poți să dai și calificativul excepțional și cu insigna de rigoare. Exact, da? Exact. Poți absolut sau în funcție de disciplină, na, că văd acolo mâna cu mușchi sau eu știu ce, în funcție de disciplina pe care o predai, poți să-ți alegi niște calificative mai șugubețe, așa, poate niște imagini puternic. Ilustrative mai șugubețe. Poate a fost puternic. Da, deci poți să configurezi partea asta de evaluare per fiecare activitate să-ți apare direct pe activitățile acolo în calendar. Deci, deci asta și o propunere de sistem de evaluare inedită, propunerea, da? Inedită a acestei platforme. Foarte bine, foarte frumos și foarte interesant pentru noi. Deci ne-am configurat insignele, ne-am trecut toate disciplinele care le avem în instituția noastră și acum le găsim în stânga. Asta este calendarul nostru, este pe o săptămână. Dacă vreau zilele de weekend de la configurare, efectiv cu un buton le-am activat și mi-apar în calendar. Și hai să vedem cum facem un orar, pentru că m-ai întrebat ce fac, repet, în fiecare săptămână. Ei bine, nu. Efectiv, îți iei activitățile, ți le pui în calendar, îți faci toată săptămâna cu programa care o ai trecută. Așa. În momentul în care ți-ai făcut primul calendar, poți să faci o recurență, să zicem că ar fi plin, cum apărea acolo. Da. Dacă mergi pe activitatea respectivă, care este data de 8 septembrie, la ora 9:30, poți să-i faci o recurență. Adică dacă îi dai editează detalii activități, ai și activitate recurentă și efectiv te întreabă, bun, se repetă această activitate. Când vreau să se repete? Și pune o recurență, că poate se repetă la 2 săptămâni. Dar dacă se repetă săptămâna, l-am pus frumos aici, zic că ce? În fiecare, am zis miercuri, parcă, în fiecare miercuri și să vedem până când se repetă, din ce dată. Păi începe de azi și se va repeta până anul viitor. Că, na, da, până la sfârșitul semestrului. La sfârșitul semestrului, să zicem, hai, în iulie punem noi la final, că nu contează, că o să golim calendarul. Hai să zicem, i-am dat salvează, mai cobor un pic, îi dau salvează și efectiv această activitate a primit un R în paranteză, separat de ceilalți. Acum dacă merg în viitor, deja calendarul meu pentru altă săptămână are recurența asta. Și așa fac pe fiecare activitate. Dacă această activitate, de exemplu, ar fi și joi și vineri la ora respectivă, nu am nevoie să o adaug de fiecare dată, ci efectiv când pun... îi dau zilele, doar să mă asigur că e la același interval orar. Am pus frumos în calendar, a apărut, i-am dat salvează încă o dată și mi-a pus recurența. Deci mi-a pus nu trebuie nici într-un caz să stau eu să fac, să configurez în fiecare săptămână orarul și să mi-l așa. Odată ce am un orar stabil, pot să configurez deodată recurențele, repetările, cu alte cuvinte, numai, ale unei Alexandru. Materii sau ale unei zile întregi. Și da? Nu numai. Pe toată durata semestrului și voi avea deodată configurat calendarul în mod automat. Și poate fi ajustat și pe parcurs, Alexandru. Da, deci bine, cu această condiție de ajustare. Să zicem că a venit nu știu ce eveniment în școală și... astăzi copiii fac numai română. Ei, pot să intervin asupra orarului și să configurez în pot felul acesta. Poți să intervii asupra orarului, uite că ai zis bine ideea, să zicem că nu mai ținem calibrografia
și efectiv poți să-i dai ștergere din calendar. Așa, deci șterg pur și simplu, da? Fără să afectezi recurențele celelalte. N-are nicio treabă pentru că nu a fost recurent, dar dacă să zicem că ar fi mai în viitor și este ziua de, să zicem, miercuri și este pe data de 15 septembrie, zicem că doar activitatea aceasta, chiar dacă eu am recurent în viitor, vreau să o șterg că nu se va ține. Și atunci dacă îi dau editează detalii activități și dau ștergere, fiind o activitate cu recurență, mă întreabă el ca sistem ce șterg, doar această activitate din ziua respectivă sau toate recurențele. Da. Deci fiecare pas pe care îl faci, nu vreau să sună urât, dar dă cel mai mic detaliu, trebuie doar să citești relaxat și ai învățat imediat. Și am schimbat, am șters această activitate, a dispărut. Iar dacă merg următoarea săptămână, deja activitatea mea nu s-a pierdut, doar săptămâna respectivă a dispărut din calendar. Dacă se întâmplă să vreau să golesc tot acest calendar, îi dau butonul ăsta și se golește tot calendarul și o iau de la zero pentru noul an școlar în cazul în care mi-a rămas. Ce ți arătam pe telefonul mobil se poate face și pe versiunea de calculator, deci nu am stopat această opțiune pentru profesorii care preferă această variantă. Dacă are acest calendar creat pe activitate, ca și cum am fi pe telefonul mobil și intră pe activitatea respectivă, va putea face și de aici prezența, să dea note, să pună observație tip text. Deci există și această posibilitate. Doar că cred că poți să vezi singur că deja se reduc partea de rapiditate, momentul în care folosești versiunea web față de versiunea de pe telefon. Cea de telefon este extrem de rapidă față de versiunea de web. Am pus acea cameră de la vedere că am programat conferința de aici, adaug tema și de aici dacă vreau. Deci nu e niciun fel de problemă, se poate adăuga direct de da, aici. Deci din start putem avea o temă și documentele, la temă, deci putem încărca și un fișier, din câte văd, da? Să nu. Orice tip de fișier pe activitatea directă, poate și din telefon și din web. Dar ce se întâmplă cu aceste fișiere la sfârșitul unui an școlar, de exemplu, pe care eu le încarc? Păi, va trebui să pui un pic o situație. De ce zic asta? Pentru că în momentul de față, ce ți-am arătat eu ție, acest document este doar pentru activitatea respectivă din ziua respectivă. Așa, deci după aceea el se șterge automat. El se șterge automat. Deci ideea era că dacă aceste documente pe care eu le încarc se regăsesc undeva pe un server sau pur și simplu ele se șterg automat, dispar automat odată cu activitatea pe care eu am configurat-o. Dacă vrei, avem un modul de documente. Da, și aici voiam să ajung. Deci am totuși niște documente pe care aș vrea să le am la dispoziție oricând și să le dau la mai multe clase sau, mă rog, să le folosesc eu acolo pentru mine, dar să nu mă mai deplasez pe 10 site-uri paralele. Să știi că partea de documente e un pic, chiar dacă pare simplu, e mult mai complex și o să ajute pe oricine dorește să funcționeze, folosească linia de documente și îți explic și de ce. În primul rând că nu o să-ți încarce telefonul cu absolut niciun fel de informație, pentru că totul este în cloud, ceea ce înseamnă că dacă ți-a peste 2 ani schimb telefonul, tu nu ai pierdut informațiile acestea sau pierdut sau ți s-a spars sau orice, ele nu sunt trecute. Rămân în cloud, pe serverele rămân noastre. În cloud, rămân în folderele tale, care sunt complet private, nu sunt publice, deci ele nu sunt publice și poți să le dai acces ulterior, adică toate documentele care le încarci, foldere, fișiere, ele au un ochi tăiat, ceea ce înseamnă că sunt documente complet private, nimeni nu poate să primească informație despre aceste documente. Dar în cazul în care... Îți solicit un mic tip, deci rămânem la documente. Dacă tot e vorba de documente și de lucruri scrise, vreau să intru puțin și în chatul nostru ca să reușim să păstrăm caracterul de interactivitate. Și pentru că am dat o temă, da, iată, am primit și răspunsuri. Bine, în afară de confirmările acelea că platforma arată frumos și lumea a reușit să-și facă acolo cont, de exemplu, la provocarea aceea cu inteligența artificială, acei oameni care în loc să aibă
suflet de om calculatoarele ajung să aibă oamenii suflet de calculator. Ne spune doamna Cristina M. Să sperăm că sufletul va rămâne inimitabil, cu siguranță inteligența artificială cu majuscule va face salturi imense. Iar doamna Tatiana Popescu ne spune, omul cu suflet de calculator, homo informaticus, schemă comunicațională, aperceptivă, mirosinda Google. Internetul trebuie să rămână un mijloc, nu să devină un scop. E foarte, o foarte frumoasă bucată de proz, așa, a la secolul 21, ancorată totuși ferm în realitatea tehnico-științifică pe care noi vrem să o demonstrăm cu ocazia acestor webinar. După care, cineva mă întreabă dacă o să fie accesul la înregistrarea acestui webinar. Răspunsul este afirmativ, numai că după cum v-am transmis în mesajele pe care vi le-am trimis atât pe căsuțele dumneavoastră de mail, cât și le-am publicat pe paginile noastre de pe Facebook, avem pagina e-evaluare.ro, avem grupul e-evaluare.ro și avem grupul de informare a profesorilor de limbi moderne pe care îl gestionăm. De asemenea, pe Telegram avem grupul național al profesorilor de limbi moderne pe care l-am lansat acum aproape un an și care are aproape 600 de membri. În rest, celelalte grupuri au mii de membri, dar Telegram este o aplicație nouă și pe care noi o încurajăm pentru că prezintă un nivel înalt de siguranță și de protecție a datelor. Așadar, pe toate aceste medii de comunicare v-am transmis faptul că v-am creat conturi pe e-evaluare.ro, avem aici lângă creierel mascota noastră, e-evaluare.ro este denumirea produsului nostru principal pe care o să vi-l prezint astăzi și mâine, pentru că Florin mi-a furat foarte mult din timpul meu de producție astăzi, dar nu este nimic, a venit cu plus valoarea aceea pe care o așteptați și dumneavoastră și a reușit să răspundă la niște întrebări pe care dumneavoastră le-ați formulat și pe care eu, la rândul meu, n-am făcut decât să le retransmit, să le reformulez, poate, din când în când. Deci, epe-evaluare.ro, aveți conturi făcute. Dacă nu ați primit contul în căsuța de e-mail, vă puteți face și singur cont. Eu vi-l aprob și el este operațional din seara asta. Ei, acolo pe e-evaluare.ro este un spațiu de curs special al acestui webinar pe care veți găsi mâine înregistrarea webinarului de astăzi și poimâine, de poimâine, înregistrarea webinarului de mâine. Așadar, numai acolo, pentru că transmisia directă va mai rămâne doar câteva ore pe YouTube, după care va dispărea din rațiuni economice. Așadar, am creat această facilitate pentru dumneavoastră ca să puteți urmări și asincron, dacă vreți, modalitate inaugurată odată cu această modă a lecțiilor online și a cursurilor online. Deci puteți urmări și asincron, dacă cumva v-ați conectat mai târziu, dacă nu ați reușit să înțelegeți ceva, dacă vreți să derulați filmul înapoi, să vedeți ce prezentare a făcut, dacă ați uitat ce a spus Florin despre calendar, dacă ați uitat ce poezie v-am spus eu la început, așa, puteți să intrați acolo pe e-evaluare.ro. O să vă arăt mai acuș despre ce este vorba și acolo. Și tot acolo o să aveți niște teme pe care vi le propun și la care am să vă rog să răspundeți, pentru că da, este webinar, dar în același timp este și un curs de formare și nu abdicăm deloc de la calitatea produsului pe care vi-l oferim, nici noi, nici
Kinderpedia și, după cum o să vedeți, nu există o concurență între noi, ci chiar o, ca să spun așa, o colaborare frumoasă a produselor. Deci, în aceeași măsură, puteți adopta Kinderpedia și puteți folosi LMS-ul de pe minusevaluare.ro fără să se supere nimeni și fără să se intersecteze neapărat niște acțiuni, adică nu dublați acțiunile pe care le faceți în Kinderpedia. Am avut grijă ca noi să dezvoltăm alte domenii ale interesului nostru didactic, da? Pentru că e-evaluare.ro este făcut de profesori pentru profesori și, în fine, a avut în vedere mai mult interesul profesorilor decât orice. Dar să nu îi tai microfonul de tot lui Florin și să vă las să vă prezinte complexitatea documentelor din cloud-ul lor, cloud, din norișorii. Vedeți că de aceea avem cloud și aici la noi în e-evaluare.ro, lângă creierele există numai nori. Ok. Mulțumesc, Alexandru. Vreau să-ți arăt lucruri care mie mi se par chiar foarte ok pe partea asta de documente și care chiar, într-adevăr, poți să-ți faci treaba bine și să fii foarte bine organizat, chiar dacă nu ești organizat, pentru că să ai tot calculatorul pe telefonul tău, dar fără să ai telefonul încărcat, e ceva. Și atunci îți creezi aici foldere și subfoldere câte dorești. Crearea unui folder se face cu click dreapta creiere și din telefonul mobil se poate face acest lucru. Îl redenumim și îl punem fișier nou sau cum vrem noi să se numească. În momentul în care intrăm pe el, avem și partea de management al documentului. De ce? Pentru că acest fișier poate, dacă vrem să fie, să nu fie public. Deci el nu trebuie neapărat să fie un fișier public pentru cineva. Putem să-l facem. Dar public, atenție, nu se traduce prin public la tot internetul, ci public la toată instituția respectivă, cel mult. Sau la grupa, la clasa respectivă, pentru că eu pot să transmit acest acces de document. Poate vreau doar să fie pentru, să zicem, zona de administrativ sau pentru o persoană din administrativ sau profesor. Deci el se duce cât se poate de granular, te duci până când la mamă, la copil, atât de departe te poți duce cu fișierul și poate să fie disponibil doar pentru persoanele respective sau efectiv să nu fie disponibil pentru tine decât pentru tine. Deci ai și această variantă. Ce este interesant, că poți avea anumite foldere în care efectiv poți da accesul la părinți să încarce și ei documente. Asta ar însemna că, de exemplu, partea de secretariat, partea de dirigenți și așa mai departe, pot primi documente din partea părinților. Le poți face să fie private fiecare în parte, să nu se adune toate la un loc și atunci în fișierul respectiv poate fi făcut încă un fișier clasa respectivă și după care fiecare familie mai departe, Popescu, Antonescu și așa mai departe, ne ia într-adevăr câteva minute să configurăm clasa respectivă cu particularitate, dar fiecare familie din clasa respectivă va avea propriul fișier unde o să-i dăm acces să-și încarce toate documentele și toate adeverințele și toate scutirile și toate tipurile de necesități care le mai are direct acolo și să rămână întotdeauna la dispoziția noastră să le putem să le accesăm în orice moment. Orice încărcăm într-un folder nou, dacă îi dau upload, va rămâne complet privat. Absolut orice. Dacă îi dau așa, o să vedeți că totul rămâne pe privat. Nu este public. Da, în schimb, am dat varianta. Deci comportamentul inițial al fișierului încărcat este de zonă privată și nu există posibilitatea de a fi deschis de altcineva. Corect. Noi decidem, cei care lucrăm pe folderele respective și le creăm, noi decidem cine le vede, cine are acces și dacă au acces și cât să aibă acces. Pentru că am deschis deja acest document. Deci am posibilitatea, unul, să-l descarc și nu este public pentru mine decât pe mine direct în telefonul mobil și pot să fac asta, sau pot să-l fac efectiv publică, la fel ca pe Facebook, selectez accesul pentru cine
și în cazul ăsta o să zic că este un document pentru familia respectivă. Pot să-i dau și o descriere, dacă vreau să-i apară. Public acest document, el primește acest ochi verde, însă, în continuare, acest document este public doar pentru persoana care am selectat. Putea să fie toată clasa, putea să fie mai multe clase, putea să fie toată zona de administrativ. Eu aleg cum mă organizez. Și, desigur, că mai e o variantă interesantă. Dacă vrei să ai un quick search, o căutare rapidă, poți să scrii direct aici un cuvânt rapid și îți apare în timp real. Ia să vedem dacă găsim ceva. Uite, în momentul în care scriu cuvinte, deja apar. Hai să punem grade, că am găsit documente. I-am dat grade și mi-arată absolut tot ce ține de cuvintele respective, foldere, subfoldere și așa mai departe. Deci pot să găsesc rapid orice tip de document. Aș vrea să las un pic partea de documente deoparte și aș vrea să mă concentrez un pic pe catalog, că dacă tot am primit informația respectivă, să-l și arătăm. Pentru că ți-am promis de la început că Kinderpedia are vreo 26 de module, dezvoltăm așa. În continuare, fiecare modul are cel puțin minim 5 submodule și cine acele sub 5 submodule mai vin încă minim 5 al submodule și așa mai departe, pentru că sunt duse într-o zonă în care fiecare om să poată să-și configureze după propriile nevoi, așa cum este în viața reală. Și am mers un pic pe catalogul online. Și primul lucru care o să se facă o să fie configurarea acestui catalog, pentru că îți dă posibilitatea în Kinderpedia să-ți pui câte semestre vrei tu, intervale și așa mai departe. Dacă vrei să-ți pui semestrul 3, 4, 5, nu contează, în Kinderpedia, la fel ca la diriginți, ai posibilitatea să ai mai mult. Și îți pui intervalele de aplicare, anii și așa mai departe, ți le treci aici. În momentul în care ai configurat aceste intervale de semestre, o să observi foarte ușor că vei putea merge mai departe să îți faci activitatea. Două secunde, te rog, să dau și un click aici, un xuleț. Bun. În momentul de față, eu deja pot să filtrez. Pot să filtrez pe anul școlar, pot să filtrez pe clase și pot să se filtrez inclusiv pe disciplină. Sau, în cazul în care vreau să-mi apară anumite informații, sau să nu mi-apară, de exemplu, mediile închiriate și absențele, pot să dispare cu simple butoane. Și în momentul în care filtrăm informația respectivă, o putem descărca în mai multe tipuri de fișiere, inclusiv PDF sau să-i dăm un buton. Da. Și aceste fișiere corespund cu, dacă vorbeam de SIR și celelalte baze de date care pot să importe astfel de situații, putem exporta de aici datele în formatul respectiv, de obicei CSV-uri sau Excel-uri, XLS-uri, după care se importă aceleași date, deci nu se lucrează de două ori. Da? Aceleași date sunt importate în alte programe pe care le folosește sistemul românesc, poftim, de învățământ. Corect. Asta e o chestie și foarte bună și care, apropo de managementul școlii și al clasei, facilitează foarte mult, adică taie din efortul care ar fi necesar pentru fiecare elev. Am să fac o mică paranteză, dacă îmi dai voie, te rog, ca să nu uit ideea, pentru că mi-ai atins un subiect care mie îmi place, dar tot aici o să se lege. În cazul în care, vorbim de o instituție de stat și ai inspectorat, Alexandru, ai fost inspector 8 ani, în Kinderpedia ți s-ar fi putut crea un rol aici, la management personal, da? Și s-ar fi numit rolul ăla inspector ISJ Bazlui, din câte știu a fost la tine. Ți s-ar fi dat acest acces pe catalog, da? Și aș fi văzut direct doar la catalog și tu ai fi intrat în Kinderpedia cu adresa ta de e-mail asociată la celelalte instituții și ai fi putut să intri direct la catalog și să vezi direct de la minister de acolo, de pe scăunel, lângă doamna inspector, toate informațiile care tu ai fi avut nevoie legat de partea de catalog și situație, în timp real. Și absolut orice tip de informație în Kinderpedia în care instituția de respectivă dorește să dea acces inspectoratului, poate face acest lucru în timp real. Deci să înțelegem bine asta doar la contul de management, se poate oferi doar persoanelor autorizate accesul pe anumite zone
din platformă, da? Ca să sintetizez ce ai spus. Există această posibilitate, da, ca să avem o rapiditate a informațiilor. Am să mă întorc un pic pe partea de catalog. Deci pe lângă mediile de semestre, media încheiată care ți-o face estimat, îți numărei absențele tot, nu mai stai să faci tu absolut nimic, ai și catalogul copilului. Adică alegeți un copil, te rog, Alexandru. Eu cred că am să-l aleg pe Morgan Freeman, care la da, versiunea aici. Ta... Da. Sper să aibă și note. Săracul nu are. Hai să căutăm da, da. Care are. Hai să luăm pe prima, că văd că Ackerman are un pic de informații și are niște medii, măcar pe primul semestru. Dacă dăm pe acest copil, deja ni se deschide, cred că zic bine, foaia matricola? Da, este un tip de foaie matricolă pe care vă îl propuneți aici, da. Și aici o să găsești pe semestru și pe semestru 1 și semestru 2 toate informațiile în ceea ce privește note, absențe, medie estimată, medie încheiată, pentru că media o încheie până la urmă tot responsabilul de acest lucru și pune care este media per semestru, per media generală și așa mai departe. Dacă am fi avut populat aici toate datele, ar fi arătat toate notele la fiecare materie, în ce dată, deci poți să vezi că la matematică... Da, într-adevăr, acum nu seamănă cu foaia matriculă, dacă zici că în cap acolo toate notele și mediile și așa mai departe, într-adevăr, arată mai complet decât o foaie matriculă. Ok, mulțumesc! Și atunci o să vezi cine a pus nota și ziua care a dat-o. Deci ai posibilitatea asta să vezi. Și automat, în funcție de notele care sunt puse, vei găsi informații despre acel copil și vei găsi inclusiv tezele care au altă denumire trecută. Să vedem, poate găsim aici mai multe. Uite, gata, am găsit pe primul semestru unde s-au completat. Ia să vedem, poate îl găsim pe Morgan Freeman. Uite, l-avem și pe el. Hai că pare aici. Ia uite-l. Uite-o aici frumos, toate notele pentru copilașul acela, 200 secunde, toate notele care le-a primit, ia uite, a luat și un 4. Aici este partea de absențe, când a avut absențe și medie estimată. Foarte frumos mi-apare dacă ar fi fost... Deci, care e diferența între medie estimată și medie încheiată acolo? Media estimată este suma notelor, calculate așa cum se calculează nota în sine cu teza acolo unde ai și așa mai departe și calculatorul spune cam atât ar fi. Media care înseamnă încheiată, înseamnă media finală în care profesorul, dirigintele își spune cuvântul. Eu pun nota, eu spun care este nota, chiar dacă am notele respective. Și e doar orientativ să nu mai stea să calcule, să facă calcule pentru fiecare copil în parte și așa mai departe, le are direct estimative, aruncă un ochi și dacă e în regulă, când i-a dat click, a pus 10 sau 9, nu știu cum, i-a trecut. Dar noi, de exemplu, avem niște... Deci atunci când se dădeau, că anul trecut nu s-a mai dat teze, dar în momentul în care se dau teze, să spunem că media are un algoritm de calcul, da? Adică e 3M, era 3M plus T supra 4. De 3 ori media plus T a împărțit totul la 4. Deci, aveți facilitatea asta? Da, uite aici. Deci, da, am dat pe alt copil, această notă de 10 este de fapt o notă de teză și se calculează exact cum ai spus tu și sistemul știe să facă asta și ne-a făcut media estimată. Da, înțeles. Deci face toată particularitatea asta. A fost gândit să încheie media exact așa. Și acolo unde s-a luat teza, poți. Și uite, ca să-ți arăt și partea de teză, pentru că nu este ca să mă crezi mai bine și tu și colegii care participă, o să merg la, uite, la matematică aici, o să observ că în cazul în care vrei să faci ca această activitate din ziua respectivă să fie un examen de teză, te uiți un pic, Alexandru? Da, sigur, sunt aici. Deci pe activitatea respectivă poți să o faci doar pentru această activitate să fie un examen de teză. Și în momentul în care ai făcut prezența și ai pus nota în catalog, sistemul va ști că tu ai luat partea asta de teză și o să-ți apare direct automat și o să intre în linie de formulare.
și efectiv ți-a sincronizat-o automat, ți-a calculat, tu doar te duci frumos, te duci pe semestru, eu deja, mie la mine deja o să mi-apară informația respectivă și o să o am estimată ca parte de teză direct trecută cu cum a fost dată de mine ca profesor la partea aceea. Deci este gândită și făcută în detaliu pentru tot ceea ce înseamnă partea de teze. Da, pentru că de ce zic că mă uitam așa mai în altă direcție, pentru că între timp mai apar și alte mesaje la care trebuie să răspund, că după cum am zis la începutul întâlnirii de astăzi, sunt conectat, am un ecran, vreo 2-3 ecrane în stânga, un ecran mai mic în dreapta și ecranul din față plus camera, pentru că primesc mesaje pe toate căile și mă uitam acum că trebuie să validez, de exemplu, niște conturi nou create în campusul virtual minusevaluare.ro. De-aia. Dar am reținut treaba cu media, cu calculul automat, cu media estimată. Mi se pare foarte deșteaptă și foarte utilă, foarte utilă nouă. Adică, o, Doamne, cât am urât să mă apuc să calculez note, medii și așa mai departe, câți n-au greșit, chiar, stimați colegi, câți n-au greșit făcând medii și au scris întâi o trăsnaie în catalog, după care a trebuit să se inventeze o metodă subtilă de a corecta o astfel de greșeală. În fine, acest sistem propus de colegii noștri ne ajută să nu mai greșim și promit ei ne ușurează traiul. Florin, dacă îți mai dau 4 minute pentru Kinderpedia în seara asta, mai oricum începem cu o recapitulare. Dacă vrei, mai reluăm pentru mâine, cu mare, mare drag. Reluăm pentru mâine. Suntem în asentimentul colegilor noștri, pentru că ei deja dau tot felul de mesaje, avem un feedback foarte bun și atunci e clar că va trebui să reluăm discuția. Bine, nu atât de extins ca în seara asta, pentru că mâine avem un alt meniu și alte aplicații în program pe care o să le testăm împreună. Dacă asta este, o să refacem cumva structura și o să încercăm să testăm aplicațiile respective, să vedem ce ne oferă, care le-ar fi plusurile și care le-ar fi minusurile. Că nu neapărat tot ce prezentăm noi aici este o recomandare 100%, ci supunem spre analiză, spre ochi critic, spre judecată, așa, și spre decizia finală aparține beneficiarului, adică publicul nostru, adică stimații cursanți din această seară. Bun, s-am ocupat cu jumate de minut din minutele tale, dar hai. Atunci o să mă concentrez pe un singur mod de comunicare și vorbesc, am promis că discut un pic pe partea aceasta. Noi avem două metode de a comunica în Kinderpedia, deci pe lângă orarul de activități, comunicarea efectivă prin activități, prin teme, documente și așa mai departe, avem și o comunicare directă. Primul modul este cel de live chat, acesta imită cu foarte mare drag partea de WhatsApp. Diferența este că nu se mai văd toate datele de contact, ci doar numele persoanelor respective. Putem avea discuții unul la unul sau discuții de grup și se poate discuta atât cu educatori, cât și cu profesori, cât și cu zona de management al instituției. Pe lângă asta, mai dezactivat la această funcție și zona de funcția aceea de sine, în momentul în care se trimite un mesaj, să nu vadă că a fost citit, ca la ora 1-2 noaptea ne scrie un părinte, vai, dar n-ați răspuns și am văzut că a citit mesaj. Această mod de comunicare tip live chat, care înlocuie WhatsApp-ul, este folosit de instituții, marea parte pentru comunicarea internă, pentru că preferă să dezactiveze funcția de live chat pentru părinți, ca să nu mai aibă acele discuții interminabile, ci să lase doar ca o comunicare internă între
personalul instituției și atunci a doua formă de comunicare, care este cea mai oficială, este cea de mesaje rapide, fiind comunicarea între familie și instituție. Ea se comportă mai mult ca o adresă de e-mail sau ca un mesaj tip SMS, aș putea să spun așa. Și două secunde. Și ai să vezi aici că ai două tipuri de părți. Mesaje primite și mesaje trimise. Poți să trimiți mesaje la mai multe persoane. Însă, indiferent că trimiți la mai multe persoane, oricare din aceste persoane vor primi mesajele individual. Ei nu vor vedea că noi vorbim cu mai multe persoane în același timp. Comunicarea rămâne întotdeauna unul la unul și respectă toate protocoalele GDPR. În schimb, noi ca inițiatori de conversație, profesor, manager și așa mai departe, vedem toată conversația cu acele persoane și putem în discuție să implicăm atât familia respectivă, copiii, putem să implicăm și un profesor doi și putem să implicăm și pe cineva din management, pe acel subiect. Deci noi putem să implicăm o comunicare făcută ad hoc, direct pe telefonul mobil, cum vrem. Și toți primesc mesajele individual, dar noi vedem răspunsul la toți și putem să le răspundem. Și aici avem mai multe tipuri de mesaj. Mesaj simplu, un mesaj tip alertă, în cazul în care e ceva mai urgent și atunci îi spune că este o alertă și îl atenționează cu notificare pop-up, cum îmi apare mie aici, ca la WhatsApp. Da, pop-up. Asta ce te întrebam eu mai devreme, plus probabil un sunet corespunzător. Da, da, da. Sunetul cum ai la WhatsApp te audă. Da, cum e configurat pe telefon sunetul la alertă. Cum ai sunetul configurat de la telefon la telefon, da. Da, și da. După aia mai ai și varianta de reminder. Este de fapt un mesaj programat în viitor. Ceea ce înseamnă că dacă dorești și nu ai timp la un punct anume să dai un mesaj, dar apoi vrei să-l dai de acum că ai timp, zici, domne, miercuri la ora X, poți să pui să te trimită direct de pe serverul nostru mesajul respectiv, pui textul, încarci documentul, fișierul, poză, ce vrei tu să încarci, îl trimiți pentru persoanele respective și apare. Și automat s-a trimis. Și automat o să vedem și discuțiile. O conversație arată așa. Deci asta înseamnă că am aici 16 copii și 11 cadre didactice în conversația respectivă. Nimeni nu vede răspunsurile între ei, nu văd răspunsurile între ei, doar eu. Și am și posibilitatea să văd câți participanți au văzut aceste informații. Deci am un acces deplin pe linia de comunicare. Dacă mă întreb pe mine ca parte de comunicare, bate foarte mult orice e pe piață, WhatsApp, Telegram... Pentru că da, pentru că în plus este o comunicare centrată pe un anume tip de interes, adică nu se mai amestecă toate, că eu știu, toată lumea e disperată de WhatsApp și caută alte soluții pentru că au ajuns acolo să se amestece grupurile profesionale cu grupurile private, cu prietenii de familie și așa mai departe, astfel încât nu ne mai miră dacă cineva... În loc să trimită poza Oalei cu sarmale către prietena cea mai bună, o pune pe grupul de profesori ai școlii, de exemplu. Na, s-a mai întâmplat. Da, astfel încât, bineînțeles că se dorește o separare a acestor modalități de comunicare și e foarte bine să nu mai fie toate în același ceaun. Uite, ca să tot, dacă tot vorbesc culinar, să continui așa. Bun, corect. Foarte bine. Uite, pot să spun că deja fiind dată un mesaj tip alertă, într-un subiect tip alertă, deja s-a primit notificarea respectivă cu răspuns. Nici nu mai trebuie să deschizi aplicația de mobil să vezi mesajul, pentru că el îți apare direct aici, ușor scris. Ceea da, ce da, da, e un previzualizare a mesajului cu alte cuvinte. Da, da, da. Da. Și de multe ori nu trebuie să răspunzi și doar să arunci în ochi și să-ți vezi de treaba ta, pentru că unul din obiective este să nu dai de muncă profesorilor sau oricare altă persoană implicată, ci efectiv să le simplifici treaba. Ei să poată să se concentreze pe activitatea didactică, să nu mai facă lucruri repetitive și să-și omoare tot timpul. Vreau să-ți mai arăt pe partea asta de comunicare și cum arată la un copil părinte, pentru că dau un exemplu, partea asta de mesaje rapide și care este și foarte interesantă, este că se pot anunța absențele.
Dau un exemplu. Dacă eu vreau să-mi anunț educatorul respectiv, cu educatorul respectiv sau managerul, cineva, că al meu copil lipsește, deci pe lângă mesajul către profesorii respectivi fiind centralizat, am și posibilitatea să-i trec absența în calendar eu ca părinte. Da. Adică anunți faptul anunți. Că nu vine dintr-un motiv. Dar stai da. Că nu se oprește trenul. Stai un pic, te rog. Aha. Deci în momentul în care anunți absența, îi pui motivul, dacă e unul din ăstea sau altă, zicem că rămâne acasă, pui data când nu vine și zici ok, păi deci după 6 până pe, să zicem, 8 nu vine și rămâne acasă. Dacă vreau să atașez un document, o poză, un fișier, orice, poate fi trecut aici. Dacă vreau să schimb o observație, să știe pentru partea asta, să știe aici. În momentul în care trimit acest mesaj, profesorii respectivi și persoanele care am transmis această informație vor primi, nu știu dacă am selectat eu, dar vor primi aici ca mesaj absența pentru acel copil și am să-ți arăt, dar uite, chiar din păcate n-am selectat copilul, ar fi arătat aici în dreptul copilului că s-a pus o absență automat și în momentul în care vin și fac prezența la acel copil, sistemul mi-l debifează automat, de fapt nici nu mai am calcul. Și mi-apare că este absența respectivă bifată de părinte. Și dacă vreau să dau click pe ea, o motivez, pot să primesc scutiri direct prin mesaje rapide, că mi-a dat și scutire. Da. Deci există, cu alte cuvinte, o modalitate foarte strictă de a ține această evidență. Și de a comunica... Da, deci comunicarea nu-i doar... Nu e unidirecțional, adică nu e doar de la profesor sau școală către părinte, ci și părintele la rândul său poate comunica diverse situații, cum ar fi absențele elevilor. Și pentru că avem în publicul nostru de cursanți astăzi și persoane de la învățământul primar și persoane de la învățământul preprimar, doamne educatoare, doamne învățătoare, va trebui să facem acea precizare cu persoanele desemnate să ia un copil de la instituția de învățământ. Nu? Adică există și posibilitatea asta, din câte mi-aduc eu aminte, de a arăta exact cine are dreptul, nu? Să ia copilul sau ceva de genul ăsta. Da, desigur. În momentul în care, de exemplu, ai mare dreptate, în ceea ce privește partea de învățământ, cum ai zis, pentru copilașii mai micuți, care sunt ridicați la școală, la modulul nostru de familie, în momentul în care mergem, de exemplu, pe familia respectivă și avem mai mulți membri, ia să mă duc eu direct așa, noi când invităm un părinte sau ei când invită mai departe un părinte, un membru de familie, are acest drept de ridicare a copilului. Pentru că avem situații speciale. A, pick up, ați lăsat termenul englezesc. Da, cine mai are pick-up pe vremea noastră, nu? Cine mai știe ce era ăla un pick-up cu pleci? Da. Ideea este că acum pick-up este părintele care are drept să ia copilul. Da. Ideea este ca personalul instituției, cine se ocupe de acel copil și predă copilul mai departe, să știe că atunci persoana care a venit să ridice copilul respectiv este persoana care are acest drept. Da. Și eu chiar am întâlnit în activitatea mea situații problematice când, într-adevăr, unul din părinți nu avea acest drept din cauza, mă rog, a unor situații deosebite și atunci chiar că trebuia să, altfel se ajungea și la răpire de minori. Nu fac neapărat un spirit de glumă, este o glumă pe jumătate glumă, dar iată că se anticipează și o astfel de problemă. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare, foarte bine, nu-i completă, că mai o mie și una de nopți s-ar chema. Cred că am depășit, am ajuns. Ai depășit cu larghețe, dar eu sunt am depășit 35% din aplicație, așa. Da. Nu, eu ziceam de timpul pe care ți l-am acordat că l-ai depășit, dar nu contează, cu atât mai bine. Și lumea a fost foarte interesată și am primit niște întrebări, ca de exemplu ceva ce n-ai spus tu de preț, dacă este diferit pentru persoane fizice și instituții. Așa, aici cred că trebuie să se consulte cu voi cei care, dar o să găsim o metodă de a
pune în legătură directă pe cei interesați de achiziția integrală a Kinderpedia cu voi, ca să le oferiți consultanțe. Că noi nu ne-am propus în cadrul webinarului să arătăm și chestia asta, dar deci, aveți voi o modalitate de a lua legătura. Dacă există persoane interesate care vor să afle partea de preț sau să cel puțin să ceară o ofertă, au direct pe site, pe kinderpedia.co, get cât costă și automat aici vor completa un formular, exact ce sunt și așa mai departe, uh-huh, și vor primi aceste informații. Deci, separat întrebare, de asta, profesorul are cont gratuit în continuare, da? Asta va trebui să verific, să vedem în funcție de acordul cu ministerul. Da. Din principal, din câte știu eu, da. Dacă ai noștri colegi au reușit să-și facă cont în seara asta, înseamnă că n-a mers să-și facă un cont și să acceseze niște funcții acolo. Va trebui să vedem cât de mult a păstrat ministerul această opțiune către noi, disponibilă, să mă consult cu colegii. Știu că ați avut voi un proiect comun și prin proiectul ăsta era dat accesul individualilor, persoanelor care doreau, în afară de instituție. Acesta era pachetul care a fost oferit gratuit pentru toate instituțiile, care a salvat, să zicem, învățământul românesc în perioada pandemiei, să zicem, pe lângă alte instrumente folosite de pe piață. Acestea sunt costurile care le vezi puse la dispoziție pentru instituții, pentru că aici vorbim de un număr de copii, vorbim de un număr de module, vorbim deja și de o comparare între ele de pachete. Deci dacă îți faci un cont pe Kinderpedia, desigur că ai acces la aceste pachete în orice moment. Noi suntem extrem de transparenți. Ce veți vedeți, partea asta este un cost pe elev, dar aici intră varianta... Florin, mai vorbim și mâine pe tema asta. Deci, deocamdată, din ce au reușit colegii și au făcut cont, au cont la voi, așa, și în continuare tu vei veni mâine cu informații mai concrete în această privință. În orice caz, îi pot lua legătura direct cu voi, cu personalul de la vânzări, de la voi, pentru a vedea exact, pentru o instituție întreagă, cum se prezintă ofertele și care sunt posibilitățile de ajustare pe aici, pe acolo, a unor lucruri, în funcție de necesitățile fiecărei instituții, pentru că nu toți poate doresc sau același specific, da? Voi vă puteți adapta în funcție de dorințele sau necesitățile lor. Da, putem să ajutăm pe mai multe paliere, că de fapt asta este partea de ajutor. Ce vreau să menționez, un singur lucru, după care vreau să ne concentrăm doar pe ceea ce ne prezinți tu. În ceea ce privește partea de parteneriat cu Kinderpedia, în momentul în care intri cu noi, ai de-a face cu un partener real care te ajută ca instituție, ca familie, copil în Kinderpedia, ca profesor, educator și așa mai departe. Ai totul asistat, de la suport tehnic, la librărie de tutoriale, la suport pentru toată lumea, pentru partea de instituție, consultant dedicat, care răspunde și ajută orice situație specială în funcție de situația pusă și dacă are relevanță cu atribuțiile noastre, și ce înseamnă partea de traininguri, pentru că noi facem individual pentru fiecare instituție în parte traininguri pe Kinderpedia. Ne vrem să ne asigurăm că educatorii, profesorii nu stau să cu orele să învețe Kinderpedia, îi învățăm noi, ei trebuie doar să descarce, să joace pe ea, și o perioadă de câteva luni colectăm și feedback și le stăm la dispoziția lor, intrăm câte 10 minute, un sfert de oră, le răspundem repede la întrebări, îi arătăm, pentru că vrem ca ei să se concentreze doar pe activitatea didactică, să nu piardă timp, să știe că în spate au un partener, indiferent de situație și de context politic. Gata, Alexandru. Apropo de feedback, aveți curaj, vă rog frumos, și aveți acolo la player, sub player, un buton de like. Poate feedback-ul dumneavoastră se va exprima și în like-uri la adresa a ceea ce v-am prezentat noi până acum. Trec în continuare pe, nici nu mai știu pe ce să trec, ca să nu vă țin totuși prea mult față de timpul pe care am zis că îl alocăm în această seară webinarului nostru, pentru că, bineînțeles, am avut ce să vă prezentăm. Acum nu am nicio nimic de comentat
oferta este bogată și avem ce face, slavă Domnului, nu pentru unul sau două webinarii, ci pentru o întreagă serie, am zis eu, 1001 de nopți de webinare. O să trec așadar cu o lipsă de introducere la produsul nostru principal, dar ia hai să-l iau eu de la un capăt, de la un căpețel și pe dumnealui. Deci aceasta este, stați mai puțin că să-mi aranjez instrumentele, așa îmi dau un logout ca să vă arăt. e-evaluare.ro este produsul principal al Asociației Culturale Europea și este la fel cum ați auzit mai devreme, iată, aceasta este pagina de pornire. În momentul în care scrieți e-evaluare.ro, avem o pagină cu niște mascote. De fapt, este o singură mascotă care se divide în toate județele țării, deci este de vocație națională și, bineînțeles, că este oferită și colegilor din Republica Moldova în aceeași măsură. O să urmeze o serie de webinare dedicate exclusiv colegilor din Republica Moldova, dar deocamdată trebuie să ajungem să epuizăm subiectul în România și mai avem de lucru până atunci. Așadar, clic pe oricare județ vreți dumneavoastră, că ajungeți tot acolo, adică pe prima pagină a LMS-ului. e-evaluare.ro este un LMS, de fapt, este un sistem de gestionare electronică a învățării pe care l-am inventat, l-am dezvoltat și l-am propus în mai multe variante, în mai multe versiuni, în ani diferiți, în scopuri diferite. Anul trecut, campusul virtual a fost ideea cu care am câștigat atât audiență la nivel de județul Vaslui, pentru că am propus ca instrument de lucru pentru toate școlile și grădinițele din județul Vaslui, atunci când a început pandemia, pe 20 martie, pe 16 martie, de fapt, când s-a trecut la lockdown, și înainte de orice classroom și alte povești care au mai fost, noi am lansat, deci am acționat foarte rapid, mai rapid decât chiar și mulți din mediul privat, la noua provocare. Am acționat cumva în spiritul managementului de risc și am încercat să atenuăm efectele situației dramatice așa care se creasă. Bun, ce înseamnă e-evaluare.ro? Pentru unii dintre dumneavoastră este cunoscută funcționarea parțială, pentru că de acum avem și noi, suntem pe versiunea a treia doar anul acesta și avem instrumente noi, avem facilități. Noi avem o adresabilitate mult mai mare, avem stocare în cloud, apropo de ce vă spunea Florin. Avem, de asemenea, o asistență tehnică de la firma cu care colaborăm pentru hosting, zooku.ro, și care ne-a ajutat de multe ori în toate minunile care se pot întâmpla pe internet, cum ar fi atacuri rider de astea în care site-urile sunt urmărite pentru cele care au un anumit scop pentru a fi blocate, pentru a fi distruse sau alte minuni de genul acesta. Noi avem totuși această securitate asigurată. De asemenea, avem suportul acesta tehnic asigurat prin intermediul grupurilor noastre de comunicare. Pe pagina centrală, atunci, înainte de a intra în orice instrument al campusului, avem linkuri către linkuri și cu cu iconuri, da, ale campusului virtual pe Facebook, ale paginii de Facebook a campusului virtual și de asemenea a ceea ce este grupul național Telegram al profesorilor de limbi moderne. Campusul nostru are și portabilitate, adică ia să trec eu pe o nouă funcție de share screen și am să vă arăt în continuare, iată, pe mobilul meu
am intrat pe un browser, pe Emnuseval, nu avem încă aplicație, ce-i drept, nu suntem atât de kinderpediați ca să folosesc un verb inexistent, dar pe care mi l-ai inspirat prezentarea anterioară. Dar avem, iată, portabilitatea înseamnă funcția de a putea fi accesat de pe toate dispozitivele. Adică puteți de pe desktop, laptop, telefonul mobil, de pe tabletă, de ce nu, de pe orice are o tastatură și o conexiune la internet, puteți efectiv, de pe televizor, da, puteți accesa emnusevaluare.ro și vă puteți duce pe contul dumneavoastră de profesor sau pe contul de elev. Ați primit, uitați că, spre deosebire de versiunea web, versiunea desktop sau laptop, mă scuzați, versiunea mobil are un meniu în partea dreaptă sus. Vedeți acele trei tipuri de A? Pentru cei, ne-am gândit la cei care au probleme cu vederea și atunci le-am oferit posibilitatea să-și mărească automat caracterele. Dacă consideră că scrisul este prea mare sau prea mic, își pot ajusta scrisul accesând aceste litere și iată o funcție nouă la care noi ne-am gândit. Și ce vedeți acolo că plutește și dă din mâini și nu știu ce, este mascota noastră Creierel, care se află și aici în spatele meu. Este creația lui Nicu Brașoveanu, artist plastic, sculptor de mare succes, prieten al nostru și care este actualmente profesor la Liceul Pedagogic Ion Popescu din Bârlad. În același timp, el a răspuns foarte prompt cerințelor noastre și avem, dacă vreți să știți, o întreagă galerie de personaje, dar din care ne-am ocupat doar de mascotă și așa mascota vrem să o facem un personaj separat, erou de desene animate. Avem foarte multe planuri. Așa, trecem pe aplicația de mobil și vedem ceea ce de fapt putem remarca pentru un vizitator oarecare. Deci avem o carte de vizită deschisă pentru la orice oră, oricui nu are cont. Bineînțeles, cui are cont deja e mai ușor. Avem, după cum ziceam, aceste grupuri, suplimentar grupul de Telegram. Dacă vrem, am accesat, iată, am intrat pe Telegram și putem intra, dacă instalăm aplicația, putem intra direct pe acest grup, iată, profesori de limbi moderne, are 542 de membri, din care 9 online. După cum vă spuneam mai devreme, v-am transmis informația și pe Telegram referitoare la toate webinarele noastre, la toate inițiativele noastre, am dezbătut legi, ce n-am făcut noi aici, ba chiar ne-am hotărât să ne și organizăm într-o asociație națională a profesorilor de limbi moderne, dar asta e deja o altă problemă, o altă poveste. Avem, de asemenea, tot prin intermediul aplicației Telegram și iată iconul dedicat, Tel Verde, campus virtual, aici asigurăm asistența tehnică abonaților și celor care frecventează, dar în special abonaților. Intrăm pe, tot apăsând acest emoticon, intrăm pe grup și punem întrebările referitoare la funcționalitățile sau la ce nu înțelegem noi din funcționarea campusului virtual și se va răspunde cu promptitudine. Aici partenerul nostru tradițional, World Vision, care ne-a susținut și fără de care nu ar fi putut avea atâtea instrumente și așa un hosting de generos. În plus, aceste webinare ar fi fost mult mai greu de organizat fără ajutorul World Vision. După care vedeți această rubrică de știri care cuprinde mici texte împreună cu playere, dacă este vorba de playerele video. Puteți să faceți click acolo și să vedeți. Sunt și știri din trecutul apropiat. În orice caz, este cumva sumarul aproape anului care a trecut, având în vedere că am lansat prima versiune în octombrie, noiembrie anul trecut. Avem acum și un an. Trebuie să deschidem o sticlă de șampanie. Avem un an de zile de funcționare neîntreruptă
decât de atacurile unor răuvoitori a campusului virtual minusevaluare.ro. După care, iată, aceste cursuri votate sau nu de utilizatori, cursuri de noi tehnologii, formare continuă, concursul național de traduceri, clubul de limba rusă, cursul de tehnologii, franceza pentru gimnaziu, sunt doar câteva luate de aleatoriu. Bineînțeles că nu apar cursurile private, aici sunt doar cursurile deschise marelui public și la care se poate înscrie oricine are cont, orice utilizator. Bun, după care intrăm deja, haideți că ies puțin din... am vrut să vă conving bine de faptul că, iată, avem portabilitate, adică există posibilitatea ca pe mobil să vedem aceleași lucruri și să accesăm campusul virtual. Avem un sistem de abonamente, bineînțeles că și la noi contul este gratuit, crearea contului de profesor, crearea conturilor de elev la... de curs, avem spații de curs comune la care cine se înscrie poate lucra, poate contribui, le poate folosi resursele. Avem apoi posibilitatea să vă oferim abonamente pentru profesori sau pentru instituții, dacă doriți dumneavoastră să vă faceți un spațiu de curs al dumneavoastră pe care să-l gestionați și la care să vă acordăm asistență, asistență însemnând și informare și consiliere, dar și formare, adică noi vom redemara cursurile, avem deja abonați din anul trecut și vom redemara cursurile de formare cu partenerii noștri tradiționali, cursuri care se finalizează cu atestate de formare. Deci un astfel de abonament pentru un profesor care înseamnă 300 de elevi și un spațiu de curs specializat este de 60 de lei, de exemplu. Deci celelalte informații le găsiți aici, profesor Gold, școală Silver, școală Gold sau școală Platinum pentru abonați mari. Și aici toate abonamentele noastre sunt exprimate anual. Deci tot ceea ce se achită, se achită și se facturează pentru un an de învățământ. Și în momentul în care bifați pe formularul de înscriere, puteți să furnizați datele la care noi vă contactăm și apoi putem și comunica separat să vedem oferte, dacă vreți oferte speciale. Bun. Alexandru, dacă vreau și eu să intervin, te rog, da, sigur. Ne arăți și nouă cum arată în interior, că ne tot ții pe lângă platformă. Da, și da, vă țin pentru că, imediat, vă țin pentru că am un meniu în partea de sus și un meniu în partea din stânga pe care vreau să le arăt neapărat. Adică, în afară de această parte cu abonamente, avem partea cu webinare, pagina de webinare, pagina specială pe care am inaugurat-o la sfârșitul acestei veri și în care am anunțat deja webinarele pe care le-am organizat și uite și webinarul nostru de acum. La fel, pentru, dacă observați, este chestionarul de satisfacție pentru webinarul precedent, testele webinarului de management pe care l-am organizat zilele trecute. Deci e o modalitate foarte eficientă de a comunica așa cu amatorii, cu ai noștri cursanți și cu toți cei interesați, fără a-și face cont, pentru că toată lumea este asediat de multitudinea de conturi pe care trebuie să și le creeze pe orice săituleț și atunci, bineînțeles, că trebuie să le pui oamenilor la dispoziție și o informație brută pe care să o aibă oricând, fără să se conecteze și fără să aibă problema de uitat parola și altele asemenea. Apoi avem... Dacă, scuză-mă un pic, dacă puteți să rămâi un pic aici, dacă am înțeles bine în timp ce prezentam la Kinderpedia, ai avut o întrebare despre acest webinar care noi îl avem, să înțeleg că aici va fi disponibil... Nu aici, deci nu pe pagina asta. Pe pagina asta este pagina de informații generale. Pentru utilizatori și cei înscriși, atenție, doar pentru cei înscriși la webinar, acum webinarul nostru este în regim public și fiind difuzat pe YouTube, se poate uita oricine
a dat de transmisiunea asta directă, inclusiv ceilalți abonați, să le spunem așa, ai canalului pe care difuzăm, canalul campusului virtual de pe YouTube. Dar, după cum am spus, în 24 de ore această înregistrare se va retrage și va fi posibilă vizionarea webinarului doar pentru abonați și pentru cei care au conturi în interiorul campusului. Deci aici intervine fenomenul înscriere. Cine s-a înscris are acces. Da? Asta este foarte simplu de înțeles. După care avem meniul Școala TV. O să mă întrebați ce e asta, Școala TV. Este Teleșcoala Vasluiană și este fix acest canal pe care emitem acum. Sunt lecții, webinare, tot ceea ce facem noi de vreun an de zile încoace. Găsiți aici, poate găsiți surse de inspirație, poate găsiți lecții pe care le puteți folosi și care au fost propuse de un colectiv foarte generos și profesionist din format din cadre didactice de la școli prestigioase din județul Vaslui și chiar a fost deseori lăudați la nivel înalt pentru aceste inițiative și pentru aceste lecții ale noastre, care au inspirat alți colegi de la Prahova, de la Timiș, din câteva doar județe ale țării. Noi am, cumva i-am inspirat la rândul nostru pe cei de la TVR2 care dăduseră drumul la teleșcoală să facă la mai multe discipline și să-și facă canal de YouTube. Deci, cumva ne-am intersectat în interese și în preocuparea pentru sfera didactică și pentru asigurarea unei educații elevilor care erau și așa privați de foarte multe. După care avem o posibilitate, adică dăm noi posibilitatea de videoconferință tuturor celor care vor să aibă acces la o modalitate de comunicare. Ne-am gândit aici, adică noi în asociație avem inclusiv un caracter de întrajutorare, dacă vreți. Acum nu pot să intru pentru că a mea cameră de luat vedere este deja conectată aici la Zoom și n-aș putea să vă demonstrez, dar funcționează acest sistem de video meeting pe un server privat, care este tot așa în cloud și puteți să vă organizați videoconferințe chiar în cadrul familiei, folosind această facilitate pe care noi vă punem la dispoziție. Așa, după care avem această facilitate de whiteboard, de tabla albă, pe care noi vă oferim, bine, este o versiune cu limitări, pentru că între timp a devenit proprietatea Kahoot. Ea a fost lansată tot așa ca o inițiativă privată la care noi am participat activ cu sugestii și cu alte, să spunem, chestiuni legate de programare. Aici, dar chestia cu tabla o să vă demonstrez mâine, să vedeți cum puteți să folosiți această tablă interactivă, pentru că ne zicem noi și aici exact ce vă explicam. Fiecare cu treaba lui. Kinderii au un anumit profil, vedeți că s-au concentrat și au reușit foarte mult pe managementul grupului, managementul clasei, pe toate aceste funcții pe care trebuie să le aibă învățământul, iar noi suntem mai mult cu uneltele în partea asta de minus evaluare și vă propunem tablă, vă propunem mai multe sisteme de teleconferință, vă propunem tel verde și haideți să ne conectăm. În partea din stânga vedeți că aveți și aici repetarea cumva meniului de sus. Avem în partea din stânga formularul de conectare. Putem alege din limbile pe care le-am implementat noi pentru limba română. Încă mai lucrăm la traducere. A fost un partener care a tradus automat din engleză și nu a ieșit chiar ce am dorit și de-aia am preferat să nu lansăm varianta română, dar toate chestiunile vă sunt explicate și în cadrul webinarilor și în cadrul formării în limba română. Așadar, aveți aici posibilitatea de a vă crea cont, exact ce vă ziceam, pentru că s-ar putea, deși noi ne-am străduit să creăm conturi pentru toate persoanele înscrise la curs,
S-ar putea ca din anumite considerente, ori nu v-ați trecut cum trebuie adresa de e-mail, ori ceva s-a întâmplat, adresa dumneavoastră nu este cea pe care o controlați și aia cu care v-ați înregistrat. În fine, sunt diverse motive. Aici aveți posibilitatea să vă creați un cont care, totuși spre deosebire de alte site-uri, nu este imediat operațional, ci trebuie aprobat de administrator, împiedicând astfel pătrunderea în sistem a unor persoane care nu au treabă efectiv sau sunt chiar intenționat. Eu o să intru acum pe contul meu de administrator, care are oricum mai multe funcții decât contul dumneavoastră de elev sau de profesor. Și avem aici și un formular de recuperare a parolei, dacă cumva o uitați, care comunică direct cu contul cu care v-ați înscris. După cum ați văzut și ați remarcat cei care aveți conturi, numele dumneavoastră de cont, deci Maria Ionescu Arond gmail.com, devine numele dumneavoastră din adresa de mail, devine nume de cont la noi, cu parola atribuită de sistem. Dacă doriți să vă modificați, puteți să faceți acest lucru. Dacă nu, bineînțeles că rămâne parola aceasta cu posibilitatea resetării ei în cazul în care uitați. Și acum voiam să vă arăt tuturor celor care v-ați înscris faptul că aveți un meniu în partea de sus cu acele cursuri ale mele, My Courses în engleză, la care v-ați pomenit înscriși deodată la cursul de noi tehnologii și cursul de care se adresează formării, formare continuă. Da? E posibil ca aceste cursuri care mi-apar mie în panou să nu vă apară și dumneavoastră, dar nu este nicio problemă pentru că le puteți descoperi în catalogul de cursuri și vă puteți înscrie la ele atâta timp cât sunt deschise publicului larg. Voiam să vă arăt acum, pentru că știu că orele sunt înaintate și răbdarea dumneavoastră după 3 ore se diminuează ca și atenția și nu vreau să pierd din vedere lucruri esențiale pe care puteam să vi le expun aici. O să intrăm în cursul pe care vi-l propun, în care v-am înscris și în care veți regăsi principalele noastre elemente de discuție din aceste două seri de webinar, ca să vă arăt cum vă descurcați în interiorul lui. Avem în primul rând o descriere a cursului, deci niște instrumente pe care le aveți. Un frumos player aici în care vedeți publicitatea pe care am făcut-o acestor webinare. După care avem descrierea cursului, agenda sau calendar, learning path sau lecția virtuală, link-uri, anunțuri, forumuri, utilizatori, grupuri de utilizatori și aici o să vă arăt cum vă puteți organiza clasele, funcția de chat, funcția de evaluare globală, de asemenea teme. Avem posibilitatea de sondaje, de a crea sondaje, pagini wiki, pagini de glosar, care seamănă cu un dicționar, notebook sau avem, deci, cu alte cuvinte, posibilitatea de a lua notițe și de a le stoca. După care, prezențele pot fi bifate, progresul în parcurgerea cursului și se pot, de asemenea, programa videoconferințe fie în Zoom, fie în Google Meet. Deci, deodată aveți în campusul nostru 3 posibilități. Fie utilizați din meniul de partea de sus funcția webinare și imediat pe loc propuneți un webinar la care, sau un, mă scuzați, funcția nu de webinar, ci de videoconferință. Așa, propuneți o videoconferință sau video meeting, l-aveți aici, uitați că l-am izolat foarte bine, video meeting pe care îl puteți desfășura fără o programare prealabilă și îl puteți distribui doar la dumneavoastră distribuind linkul pe care sistemul vi-l dă. După care,
Am zis că puteți folosi videoconferința din Zoom și videoconferința din Google Meet. Cam astea sunt în foarte mari instrumentele din orice spațiu de curs, bineînțeles că ele pot fi restrânse sau pot fi extinse în funcție de necesitățile pe care le are fiecare profesor. Și acum, ca să vă puteți descurca, vă arăt acest learning path pe care l-am gândit pentru folosința dumneavoastră și în care vor fi stocate informațiile din cele două webinare, așa, din 6 septembrie și din 7 septembrie. Deci intrăm pe 6 septembrie, așa, și avem structura recomandată, o să începem să discutăm acest lucru, dar data viitoare, adică mâine, structura recomandată a lecțiilor din campus, un formular de transformare a contului care a fost făcut inițial ca un cont de cursant sau de elev și dacă vreți să deveniți lector de curs sau profesor, va trebui să completați acest formular, să vă facem binevenita transformare. Și după care vom trece la celelalte etape pe care vi le propunem. Deci aceasta, așa arată lecția virtuală în campus. Vedeți, este un alt plus al nostru. Și v-am zis că la capitolul ăsta nu intrăm în concurență. Kinderpedia vă propune ceva, noi vă propunem altceva. Noi vă propunem o structurare a lecțiilor virtuale, modalitate de construire a itemilor de evaluare, adică suntem centrați foarte mult pe evaluare și pe lecții virtuale. Bun. Dar toate aceste minuni vă rămân pentru mâine. Mă uit puțin pentru a vă răspunde la eventuale întrebări urgente din salonul de chat al nostru. Aprecieri, mulțumiri. Ce valoare au like-urile din această seară? Pot fi monetizate? Nu sunt monetizabile. Like-urile sunt așa, pentru, pur și simplu pentru aprecierea noastră și pentru... Nici canalul nu este monetizabil, deci stați liniștiți, nu ne umpleți de bani vizionând webinariile, ci din contra, ne ajutați să ne dăm seama dacă ceea ce v-am prezentat noi a fost frumos structurat, dacă v-a plăcut, dacă putem îmbunătăți ceva. Astea sunt funcțiile acestui exercițiu de evaluare pe care vi-l propunem. Mulțumiri, interesant. Cineva, în speță doamna Mariana Bogdan, ne spune că o parolă, dar n-am înțeles la ce, la Kinderpedia sau la e-evaluare.ro, o parolă îi dă eroare și se resetează și nu se poate loga. N-am înțeles pe ce. Dacă sunteți mai explicită, poate reușim să vă ajutăm. În orice caz, avem soluții și pentru un caz și pentru celălalt. În rest, așadar, știți cum este? Exact ca meseria de profesor. Ne propunem multe obiective ca să realizăm măcar câteva. Noi am realizat, la modul foarte sincer, cam... să zic așa, spre trei sferturi din ce ne-am propus pentru ziua de astăzi, dar faptul că există și o zi următoare de webinar ne aduce speranța deplinirii integrale a obiectivelor pe care le-am propus. Am încercat să nu fim plictisitori, să fim cursivi, să vă transmitem informația de care aveți nevoie, să mai pigmentăm așa din când în când toate poveștile astea cu niște... vorbe de duh, dacă se poate, ba chiar și cu ceva poetic. Am pregătit chiar o poezie și pentru final, ca să nu fie cu supărare și să nu ziceți că ne-am tehnologizat la maxim și nu mai vrem să știm de melancolia și de rimele cu care am pornit-o la drum astăzi. Bun, s-a rezolvat pe minus evaluare. Bine că s-a rezolvat, v-am zis că totul se rezolvă. Aici, față de viața reală, toate sunt rezolvabile. Bun. Vă mulțumim așadar, vă mulțumim pentru cuvintele frumoase. Florin, ai penultimul cuvânt, că ultimul cuvânt tot eu am să-l am. Vai, îți mulțumesc tare mult de invitație și mai ales că ai avut atâta răbdare, pentru că eu am multe, multe de povestit. În schimb, sunt tare curios mâine ce o să ne arăți. Chiar
M-am jucat și eu foarte mult pe partea de evaluare.ro. Am să mă mai joc și mâine o să-mi fac un pic de timp liber și pregătește-te că vine un val de întrebări. Eu o să am și eu multe curiozități. Am văzut lucruri interesante acolo și sper să ne... Dacă tu ai prezentat doar o câtime, eu am prezentat doar o milimetrime din ce aveam de prezentat. Așa că mâine nu mai vezi tu 2 ore de prezentare, ci o să stai frumos și o să pui întrebări și o să testezi la oaltă cu colegii noștri. Vă mulțumim foarte... stați-o leacă, nu, fără mulțumiri precipitate, ci am zis o poezioară. O poezioară de data asta nu mai este profunzimea cu care începeam, ci este ceva mai comic. Ci că pasionaților de TIC, da, cum e webinarul nostru și cum sunteți dumneavoastră, de când s-au cibernetizat, să socotească a uitat. Azi, chiar și înmulțirea lor se face pe calculator. Da, asta este așa, ca să încheiem cu zâmbetul pe buze și să nu arătăm cumva că suntem obosiți, că nu suntem deloc. Putem să continuăm webinarul până mâine dimineață, ba chiar și mult după. Așa, vă așteptăm număr mare mâine la ora 17, v-am trimis pe mail, v-am scris pe Facebook și peste tot, vă așteptăm cu drag la întâlnirea noastră, la al doilea webinar și pregătiți întrebări, pregătiți curiozități, aș vrea să fie mult mai interactiv decât a fost în seara asta. Explorați Kinderpedia, explorați e-evaluare.ro. Vă așteptăm, aici vom fi și ne vom instrui unii pe alții între ale evaluării, cu siguranță. Vă mulțumim, la revedere! La revedere, Alexandru, seară frumoasă! La revedere, Florin, mulțumim!